începe. Da. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară Consiliului Local Râmănești. Am să vă rog să acceptați înainte de a începe ședința Consiliului Local, ședința propriu-zisă, să fie prezentat raportul de activitate pe 3 luni din februarie și până la 1 iunie șefului Poliției Locale. Într-o ședință anterioară s-a solicitat să se prezinte un raport de activitate și de asemenea, foarte o să rog pe colegul nostru să fie scurt, va prezenta în sinteză raportul de activitate din februarie și până la sfârșitul lunii mai și după ce șeful Poliției Locale prezintă acest raport de activitate, am să o rog pe doamna contabil și doamna Mireuță să ne prezinte la fel o informare vis-a-vis de măsurile luate de serviciu e-comun pentru îmbunătățirea activității de colectare a taxelor și impozite. Solicit ca rapoartele să fie prezentate la început, după care noi vom intra pe fondul ședinței și vom dezbate punctele pe care le avem pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu punctul ăsta, da? Da? Îl rog pe domnul George Enache, șeful Poliției Locale, să ne prezinte în sinteză raportul de activitate. Bună ziua tuturor! Am să fiu cum se poate discute, pentru că știu că noi și vă face o sinteză la sinteza care am făcut-o deja. După cum bine știți, am venit începând cu 6 februarie, de aceea am făcut și raportul pentru aceste 4 luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2016. Interesul fiind să vedem dacă am evoluat sau involuat ca și indicator de performanță în cadrul serviciului Poliției Locale. După cum bine știți, legea de bază este legea 155, prin baza la căreia funcționăm. Acolo avem 7 atribute principale, ca și polițiști locali. Acestea sunt ordinea și liniștea publică, precum și faza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina construcției și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor și alte domenii stabilite prin lege. Poliția Locală de Românești s-a înființat în 2008 prin hotărârea Consiliului Local, având de atunci 15 funcții, din care una de conducere și 14 de execuție. În urma aprobării organigramei în 2017, acest serviciu a fost structurat pe 3 compartimente, și anume, compartimentul ordine publică și circulație pe drumurile publice, compartimentul siguranță și prevenirea criminalității și compartimentul inspecție și control. Încadrarea este proporție de 73%, în sensul că funcția de șef serviciu este încadrată, iar din cele 14 posturi de execuție sunt încadrate doar 10. Polițiștii locali sunt cu vechime, știți foarte bine, din 2008, majoritatea dintre ei, mai concret 9 din 10. Bineînțeles, atunci când am venit, am făcut o analiză la activității serviciului, am luat ca referință anul 2016, am zis că nu este de ajuns ca să fac o primă impresie. M-am uitat pe rapoartele de activitate ale lor, știți că lasă și tuturie de lucru, de serviciu, cei doi care formează un echipaj, întocmesc un raport în care scriu concret ce au făcut. Trebuie să spun adevărul, pentru că n-am alt interes. Rapoartele erau destul de vaci și de consistență în mare parte, bineînțeles. De genul, am patrulat nu știu unde, am văzut cum sunt probleme. Pentru 12 ore, când erau organizate turile atunci, consider că erau mult prea puțin față de ceea ce s-a așteptat de la ei. De asemenea, pe lângă programul de lucru care l-am analizat și l-am modificat ulterior, voi discuta despre asta, am studiat și numărul sancțiunilor. Foarte puține, comparativ cu problemele care sunt, și majoritatea sunt erau avertismente. Când zic majoritatea, veți vedea și pe grafice, aproape toate. Eu să discutăm și despre capitolul ăsta. Aveau itinerare de patrulare planificate, tot timpul se știa cam unde vor fi, când vor fi, atât încât cetățenii care erau mai certați cu legea, știau exact când să se cerească de ei ca să nu fie prinși făcând o ilegalitate. De asemenea, pe lângă documentele care le-am studiat, am stat de vorbă și cu cetățenii din oraș, atât cât am putut. Impresia generală a lor despre polițiștii locali nu era foarte favorabilă. Din vari motive pe care le voi detalia pe parcurs.
Pe partea de documente, trebuie să spun că nu era un regulament de organizare și funcționare al poliției locale, iar fișele posturilor erau întocmite cam nepotrivit, ca să vă spun termenul mai mult. Evident că s-a impus luarea unor măsuri. Prima dată am modificat programul de lucru. Am propus domnului primar, am stat de vorbă și ne-am consultat și cu șeful poliției din Dărmănești. În sensul că cele 12 ore era prea mult, iar programul pe timp de noapte, sincer, nu avea aproape niciun amendament. Și asta vorbesc rapoarte de activitatele care vă vorbeam. Deci nu se întâmpla aproape nimic noapte, care să fie descoperit de către ei, bineînțeles. O altă consecință a acestui program de 12 ore era faptul că lunar se acumulau ore suplimentare. Ore suplimentare care nu se puteau recupera, pentru că dacă se recuperau luna următoare, automat cineva trebuia să țină locul și ele se tot adunau. Erau exponențial creșteri. Deci era un pic incorrect. Și astfel am propus și am trecut la un program de 8 ore, de la ora 7 la 15, prima tură, și a doilea schimb de la 15 la 23. Dacă s-a îmbunătățit sau nu activitatea lor, asta o vedem împreună și fiecare va trage o concluzie obiectivă, să zicem. Oricum, rezultatele care le-am constatat eu, și sper să fie corecte și reale, sunt că am scăpat de ore suplimentare. Deci, în decursul unei luni, de exemplu, în luna aceasta mai, la sfârșitul lunii, toți care lucrează în zilele nelucrătoare, știți, sâmbătă și duminica, să ia de fiecare zi liberă, la sfârșit sunt integralitate, nu are nicio problemă de, de reportare a acestor zile. Adică, dacă îmi permiți, George, noi avem o reală problemă în sensul că lucrând pe timp de noapte, cum a spus colegul nostru, la sfârșitul lunii, 80% din ei trebuia să-și ia liber pentru că au lucrat în perioada de noapte și sâmbătă și duminică. Iar luna următoare, practic, din 10 oameni, nu aveai cu cine să lucrezi. Dacă nu recuperau aceste ore lucrate în plus, aveau o reală problemă cu cei de la forțele de muncă, care legislația e foarte clară și spune că în decursul acelei luni, angajatul trebuie să beneficieze de liber, dacă a lucrat în plus. Și aici intrau într-un proces de vrie, în care, sigur că am reușit să ieșim, schimbând acest program de lucru. Da, asta a fost un prim rezultat. Al doilea, așa cum se și vede scris, sunt zile în care am în primul schimb și câte 6 oameni prezenți în același schimb, ceea ce nu se întâmplă niciodată înainte. Deci astăzi, de exemplu, am 3 schimburi prezente pentru ora 7 la 15 și după amiază încă 2. Deci, mai mulți oameni pe teren care înseamnă și un rezultat mai bun. Și bineînțeles, amendamentul activităților, cel puțin din cifrele care le-am eu și sunt reale, a crescut cel puțin mai ales anumite indicatori pe care îi vom vedea împreună. Asta a fost o primă măsură, un program. De la prima ședință care am avut-o cu ei, și la care am și fost prezentat chiar pe 6 februarie, le-am spus care sunt pretenții. Pretenții, poate sunt un cuvânt un pic diferit decât ar trebui, nu sunt ale mele, sunt cele care trebuie să fie. Eu aș spune obiectivele pe care le avem noi și indicatorii pe care urmărim, nu pretenții, ci am stabilit niște obiective foarte clare ale poliției locale care sunt, eu știu, extrase din obiectivele primăriei și niște indicatori pe care măsurabil, pe care noi îi urmărim. Da. Și acestea le-am trecut în sensul că prima dată, oamenii s-au plâns, cetățenii din oraș, că limbajul lor, al polițiștilor locali, atunci când dau contact cu aceștia, nu este potrivit. Pe cât posibil am încercat să îi învăț, că ăsta e cuvântul, să aibă o atitudine, pentru că haina îi obligă să avem haina ca și polițiști locali, să avem o atitudine și să ne păstrăm și cramul și tacul și să aplanăm orice conflict. Evident, noi nu suntem chemați niciodată decât atunci când sunt probleme. Deci, clar, vor fi tensiuni de la prima noastră întâlnire cu cetățenii. Pregătirea profesională. Trebuie să o spun, am constatat că unii nu prea-și cunosc atribuțiile sau nu și le cunosc foarte bine, deși au vechime de aproape 9 ani. Trebuia să le știe cum s-a schimbat nimic în sensul ăsta, legislația și atribuțiile lor. Concluzia, știu foarte bine, un om nepregătit nu va ști ce interese să facă și automat apar sincope. Timpul folosit în turile de serviciu. Am stabilit că acele rapoarte de activitate să nu mai fie întocmite var, ci pe ore. Să spun, de la 7 la ora 9 am facturat acolo, am constatat cu tare. Deci așa a apărut concret ce a făcut. Nu am văzut, a mers, totul este
în regulă, ceea ce nu există. Deci, concret, pe ori, fiecare. Și atunci avem un control și pot să și știu la ora X unde era. Pentru că el poate să spună de ce n-ai fost acolo, era un eveniment, că eram din corp. Nu. Lucru pe care îl și verific ulterior, dacă a fost corect. Autoturismul de serviciu, știți că avem un Dacia Logan, era un pic consumul crescut. Nu spun pe timp de noapte, când era vechiul program, câți plămiți se făceau noaptea sau, în fine, nu vreau să spun că se făcea altceva. A scăzut cu aproximativ 50% consumul, în ideea în care atribuțiile le facem, zic eu, cel puțin la fel de bine ca și înainte. De asemenea, ne-am adus în vedere faptul că la sfârșitul anului, când se vor face evaluări de către mine, pentru anul ăsta, când l-am trecut, n-am avut dreptul, acestea vor fi cât se poate de obiective. Deci nu m-am mutat peste cele de anul trecut. Eu nu zic, toată lumea merge foarte bine, dar pentru asta trebuie să facă multe lucruri ca să ajungem la acest indicator. Am, vis-a-vis de documente, am făcut regulamentul de organizare și funcționare, care a fost și aprobat prin Consiliul de Consiliu Local, și ulterior fișele posturilor care sunt aprobate, luate la cunoștință. Din acest punct de vedere al obiectivelor, zic că suntem cât de cât într-o stare de normalitate. Adică aici, George, vreau să mai fac o precizare. Nu puteai cere unui polițist local ceva atâta timp cât noi, ca instituție, nu aveam un regulament de funcționare a poliției locale. Și în fișele postului, lucru care trebuia făcut dinainte, nu erau prevăzute foarte clar acele sacii. Adică, dacă încercai să lei pe un polițist local mai tare, spunea, domnule, dar nu îți scrie niciunde, că eu trebuie să fac și asta. Și am făcut acest regulament care nu exista și trebuia făcut de 9 ani sau de când s-a făcut sau trebuia actualizat dacă a fost ceva, da? Deci acest regulament a fost făcut și aprobat prin hotărârea Consiliului și plus din acel regulament extras în fișele de post. Da, un alt capitol la care am ținut a fost procesele verbale de constatare a contravenzilor să fie întocmite corect. Știți foarte bine că dacă nu sunt întocmite după lege, pot fi contestate în justiție și anulate. Am și pierdut în instanță procese pe considerentul că acest proces verbal a fost întocmit greșit. De către sau incomplet, da. Sau incomplet de către... Am promovat raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul spital. Gospodăresc, al ordinii și curățenii și circulație rutieră. La vestea astăzi în mapă. De ce am modificat? Este vorba de hotărârea Consiliului Local 33, o hotărâre mai veche. Vă spun foarte pe scurt ce am considerat că trebuie un pic modificat sau anulat. Acolo era sancționat prin hotărârea Consiliului Local prin anulare, oprirea și staționarea. Staționarea neregulamentară sunt sancționată prin anulare din justificat să mai fie și hotărârea Consiliului Local. Noi am stabilit amendă pentru parcare, care reprezintă altceva. Și parcarea veche era o sumă foarte mică, în 50 de lei, care pentru 25 de lei jumătate din minim, oricare ar fi dat ca să scape de această grijă. Și cuantum altor amenzi, sancțiuni aplicate prin vechea hotărâre, le-am mărit un pic, poate ați văzut, pentru că erau sume foarte mici, 50 de lei, 100 de lei. De la legislația națională. Deci vorbim despre amenziile pe care... Am demarat de asemenea procedurile pentru achiziționarea de ținute noi de serviciu. Sincer, din 10 oameni, nu știu dacă au 2 ținute la fel. Deci fiecare este îmbrăcat altfel, nu e vina lor. Sunt ținute vechi, uzate și... E, cum ați văzut, poate și la depunere de coloane, cei 4 erau în 4 fel. Ce am putut de amază la un lucru comun, dar asta e situația, nu e vina lor. Dar există promisiuni că la rectificare de buget vom achiziționa ținute să fie cât de cât o prezență corectă, din punct de vedere al prezentării. Și ce mai țin de mine, am rezolvat în mod favorabil și în termenele legale număr 32 de petiții și adrese ale persoanelor fizice și juridice care au fost înaintate primării. Acum pe domeniile de activitate, respectiv pe linia ordinii și liniște publice, foarte pe scurt. Am schimbat drasele de patrulare, adică cele cunoscute, și le-am anunț dimineața care sunt, astfel încât să nu se știe dinainte. Mâine vom merge nu știu unde, ca lumea să fie informată în timpul tăi. Sărisem aici pe minuță un capitol care l-am insistat și anume păstrarea secretului de serviciu. Sunt, se pare că sunt dintre ei, care atunci când merg în control, anunță înainte faptul că vin.
adică te control, nu contează în ce gândim. Și se pare o acuză sau sunteți siguri de asta? Se pare, am spus, m-am exprimat corect, trebuie să verific. Nu am concret ca să spun, pentru că nu am datele ca să justific ceea ce zic. Deci se pare, sunt în curs de a afla dacă e adevărat. Nu pot să verific din urmă decât din auzite. Dacă se va întâmpla pe timpul meu, mi-am luat ceva măsuri preventive, astfel încât dacă se va întâmpla să aflu în timp real. Sper. Dacă se întâmplă așa ceva. Dacă nu se întâmplă, e foarte bine. Dacă se întâmplă, o consider o mare problemă. Pentru că ei sunt de aici, locali, aici majoritatea, se cunosc, au rude, prieteni, au crescut împreună. Normal că sunt tentați să fie subiectivi. Eu nu sunt, pentru că nu am nicio legătură cu Gărmănești, din punct de vedere al trecutului. Sunt venit nou, nu am polarizare nici pe stânga, nici pe dreapta. Dar ți-a fapt că Gărmănești ține și mai sus de alele ori, spre... Da, știu ce înseamnă strada da, din ce punct de vedere trebuie am înțeles. Bun, am aflat. Știu, dar am aflat din prima. Știu cum da. Ok. Deci, de aceea, în traseele patrulare le stabilim ad hoc și, cum am spus, am luat anumite măsuri și mai încerc să văd și alte variante, că atunci când îi trimit să verifice ceva, să află dacă sună înainte sau nu, ca să persoana respectivă să fie găsită în regulă sau nu fie găsită pe loc. De asemenea, asigurăm paza primăriei și accesul pe timp de zi, de regulă cu una din cele două doamne. Le-am dat atribuții și piața va să fie întreținută și să fie păstrată curățenia. Și de asemenea, cum ați observat, parcarea în fața primăriei, oprirea staționară acolo era permanent cu masă de mașini, inclusiv al noastră a angajaților, este un semn complet interzis, să promovezi să respectăm cu toți. Au fost discuții, sunt și acum zilnic avem oameni care parchează cetății, nu înțeleg, alții se mai supără pe noi și este o lege pentru ce ar fi problemă. Asta este atributul domnilor care stau aici și asigură accesul în cadrul primăriei. De asemenea, se asigură baza, se patrulează pe timpul școlii, la cele, toate unitățile de învățământ, mai ales la intrare și la ieșirea de la cursuri, ale elevilor. Acțiuni de însoțire în teren a personalului din cadrul, împreună cu personalul din cadrul asistenței sociale au fost 18 în aceste 4 luni de care le vorbeam. Anul trecut a fost numai una. Așa a fost solicitarea, nu înseamnă neapărat că am evoluat datorită nouă. De asemenea, împreună cu personalul din cadrul compartimentului de zic tărsilite, 9 activități, cum ar fi cu aceeași perioadă în trecut, când a fost numai una. Târgul săptămânal, o activitate care se întâmplă joia, destul de complexă, pe cât e de simplu, atât de complex, în sensul că acolo am întâlnit cetățeni cu marfă secondhand expusă peste multe alte probleme. Pe jos, în toate felurile pe care ulterior abandonează, ne creează o mulțime de probleme. Este un regulament al târgului săptămânal, am stabilit clar, cine nu respectă regulile, nu mai intră. Se pare că s-a, cel puțin în săptămâna trecută, s-a schimbat în bine, chiar și mâine. Am zis, cine va fi prins, că lasă după sau nu are masă din prima, nu intră în târg. Cât de mare ar fi de la noi? Camerele de la școală. Poftim? Camerele de la școală. Da, camerele de supraveghere. Am instalat 4 camere de supraveghere la școala din Brătulești, în urma solicitărilor și evenimentelor și trecutului și a prezentului care este în acea zonă. Știți foarte bine în ce cum stau aceste probleme. Sunt 4 camere instalate care funcționează și avem un control mult mai bun și în timp real. Datele se stochează pentru 30 de zile în cazul în care apare ulterior o solicitare de sau s-a întâmplat ceva la școală și în perimetrul ei ne uităm. Deci vorbim concret de școala romilor. Știți că acolo noi am avut un grav împrejurire, a fost distrusă, vandalizată școala, geamul ferestre, ce avem noi pe acolo, spart, țiglă și așa mai departe. Se pare că una din soluțiile pe care noi am stabilit-o a fost să montăm acest sistem de supraveghere și incinta școlii este, și zona din adiacentă este supravegheată 24 din 24, da? Așa cum spunea șeful poliției, este monitorizată acea zonă și se stochează informațiile timp de 30 de zile. Se pare că după montarea acestor camere, lucrurile au început să intre în normal. Am avut spre surpriza noastră, pe înregistrări, niște adolescenți din comunitatea romă, cu niște cahule pe față,
se uitau la camere și trăgeau de acele geamuri și așa mai departe. Sigur că lucrurile au început să intre în Roma, așa cum spuneam, și cred că a fost o măsură care cumva a dus la liniște. Camerele montând în continuare cu i-am sărit peste și pe Valea Ustru, în strada Valea Ustrui și la garajul nostru și la Peseriu Timotii. Deci 14 camere au fost montate în ultimele 4 luni, din 44, toate funcționale. Și avem un sistem de monitorizare, de specializare. Avem doar 2 oameni care au dreptul să se uite, pentru că nu vă cinste acces, dar de caracter... Personal. Și au fost autorizați, pentru că știți că nu vă cine sunt. Deci, în caz că sunt cereri sau ajutăm, doar 2 oameni din cei 10 angajați ai primării au dreptul să se uite. Deci, legea permite unor persoane autorizate să aibă acces la așa ceva. Am făcut demersurile cu autorizarea celor doi, dar cei doi sunt responsabili. Dar camerele sunt în sistem și ar putea monta un sistem de vizualizare și chiar la domnul primar sau la vice, care există montat, de birou. La mine este montat sistemul respectiv, nu am acces la toate cele 44 de camere, dar... Este, pentru că și dânsul este. Deci, cu siguranță, eu știu ce se întâmplă acolo și dacă văd că nu se au măsuri, am, da, sigur, am o clipă cu da, pe scurs, s-a mai asigurat permanentul la centru de informare, ce să sunt voi angajați, că deodată ei sunt liberi în concilii și îi funcționăm pe noi, și fidizarea datului auto pe numurile publice, cu efectul activități de raza orașului. Haideți să vă pe ca avem un grafic, nu știu dacă se vede până în spate, activități desfășurate în comun cu personal în cadrul UAT Bermănești. Sunt cele două activități care le-am pus pe grafic, cu asistența socială, de la 1 la 18, înseamnă 1800%, că așa este de matematic, o creștere, și pentru executări se vede de la 1 la 9 activități, 1 am trecut 9 în acest an, pentru cele 4 luni, mă repet, cu o creștere de 900%. Deci în grafic sunt cele două intervale luate în analiză, adică am luat februarie, mai 2016, februarie, mai 2016. Că din analiza asta ne dăm seama dacă și se evaluează poliția locală. Deci poliția locală ce a făcut în perioada februarie, mai 2016 și ce a făcut în aceeași perioadă 2017. Da? Asta rezultă grafic. Deci cele creșterile de 100% sau... cât reprezintă acolo 900%, înseamnă că activitatea cu același numeric, da, a crescut simțitor și sigur asta înseamnă eficiență. Pe linia circulației pe drumurile publice, aici știți că noi avem activități noastre să sunt foarte circulate definite, s-a asigurat finizarea circulației atunci când a fost nevoie, s-a verificat achitarea taxe speciale pentru autobuzul cu masa mai mare de 7 tone. Știți că avem această hotărâre de Consiliul Local, prin care noi, polițiștii locali, putem tăia chitanțe pentru o zi. Pentru cei care tranzitează și știu că vin mai des, ei se achitează taxe și impuste. Și lucru care nu se întâmplă înainte și imediat revin. Ce scuze cu întrebare? Vă rog. După ora 23, cine taie chitanțele? După ora 23. Și înainte de ora 7. După ora, înainte de ora 7:23, ăsta este programul care îl avem. Sincer, eu m-am uitat în istoric cu activități și n-am văzut aproape nicio taxă. Eu spun că stau lângă șosea și probabil că după ce s-a schimbat programul ăsta... Știu ei. Și-au schimbat și ei modul de transport și infractorii probabil își schimbă modul de operare. Există... Eu dacă aș fi infractor, de exemplu, n-aș veni între 7 și 15 să iau o treină. Tot mai bine, că tot intenționat să facem și un colapsul prin așa raport. Și, da. Așa și transportatorii. Eu vă spun, dimineața la pauză plec camioanele cu ledne la bani în veselie. Da. Acum, dacă puteți să fac o mică paranteză, să știți că noi și eu personal ne-am pus întrebarea asta ce facem în perioada. Vreau să vă spun că acești transportatori au fost informați de existența acestei hotărâri de Consiliu și ce obligativități au ei. Doi la unul. O mare parte din acești transportatori vin la primărie și își au un abonament. Pentru că acea hotărâre de Consiliu spune foarte clar că poate fi eliberat un abonament pe o perioadă de timp. Și cei care, mare parte dintre ei, mă refer aici în special la cei care transportă masă lemnoasă, vin și iau acest abonament. Cei care vin sporadic în localitate plătesc chitanța. Dincolo de treaba asta, există câteva aplicații, sunt câteva aplicații electronice care ne permite nouă, în fiecare zi, să știm ce camioane de lemn
pleacă de raza orașului nostru sau tranzitează orașul nostru și una din aplicații este inspectorul pădurilor și vă rog să-l verificați, da? Și colegii mei, în fiecare zi și eu personal, analizez dacă ce s-a întâmplat în aplicația electronică inspectorul pădurilor, câte mașini au tranzitat, au trecut de la noi și câte chitanțe avem noi în casă. Adică eu v-am dat un simplu exemplu, să știți că sunt niște măsuri de control. Ei, în cazul în care unul din ce zic că nu mai sunt firme care trec fără să achite această taxă, în cazul în care respectiva firmă a trecut fără, cu siguranță a doua zi va primi amendă care este mult mai mare decât cea de el de primit. V-am dat un exemplu. Dacă îmi permiteți, domnul Marius de-a fărut scoară dreptate. Pomenează inspectorul pădurilor. Nu, dacă cineva face o sesizare. Dacă face aviz de expediție și dacă se face sesizare, atât este funcționează. Atunci, se poate vizualiza. Iar furăciunea nu e cu aviz de expediție, dar nu va apărea pe inspectorul pădurilor. Dacă îmi permiteți, partea de aviz și de ce are camarfă, e cadrul de Poliție Națională, noi nu avem acest decât în contrază. Vorbeam de transport. Ok, aveți dreptate și așa și este, dar vreau să spunem că dacă nu sunt trecuți în acel inspector pădurilor, ei riscă mai mult decât este ilegal, dacă e o acțiune ilegală și intră sub altă. Poliția Națională are programul scop. Din bine câțiva de aici ce s-a mai chiar asta vreau să completez, deci cei care vin periodic, mai ales transportatorii de lemn, au fost notificați să-și plătească pe o lună sau pe un an. Pentru că ei mergeau cu banii șoferii, mă găsește, nu mă găsește. Și asta se întâmplă zi de zi. Deci aici se întâmplă cu taxa pe o zi, pentru cei care vin sporadic, rar, sau care nu știu că vor ajunge. Cu toate acestea, deci se vede că autovehicule taxate în aceste 4 luni, din 2016 în 2017, o creștere de 273% la 52 la 142. Cu mențiunea că de o lună sau chiar de două luni, o mare parte din transportatori sau toți își plătesc taxa, dar taxe și impozite pe o lună sau pe un an, cum am spus. Deci nu mai sunt taxate, astea sunt mașini la individual. Deci cifra în jur de 13.000 de lei este. Și vă dau mai exemplu, OMV, Romprest, transportatorii de lemn, cei cunoscuți, care plătesc. Pentru că am spus, nu mai merge așa, știți care este taxa, nu e o surpriză pentru voi, ca să fiți surprinși. Domnul comandant, dacă îmi permiteți, noi la Oporul Silvic, că suntem altfel, am mergem taxe de trecere pe domnule forestier. Sunt unități de exploatare care tranzitează drumul astea forestiere, dar nu vin, dar mai vin la o companie privată. Noi vin frumos cu amenajă, cu APV-ul, cu actul de punere în valoare. Vedem foarte bine care este cantitatea din acel APV. Înmulțim un preț cu acea cantitate, vine frumos la primărie și nu mai e nevoie de poliție locală și nu mai e nevoie de nimeni. Plus că v-ați câștigat mașina voastră. Și s-a terminat treaba cu urmărit. Dar dacă există metode de îmbunătățire... Păi și urmărită. Cine fură, fură. Aici fac eu o precizare. Intenția noastră este să îmbunătățim acea hotărâre de Consiliu și pentru transportatorii de lemn putem aplica ce a spus domnul consilier. Sigur, sunt și alte camioane cu peste 7 vehicule care intră în zonă. De exemplu, OMV-ul. Da, OMV-ul are camioane și în baza acelei hotărâri a plătit un an de zile 7.000 de lei. Nu mai avem treabă. Adică trebuie să avem o hotărâre flexibilă, mai diversificată, care să poată să acopere toate. Sunt mașini în alte localități care vin cu materiale de construcții, balastru, ciment, vin o sartă sau... Aia sunt cei care taxăm pe oricum, da, eu cred că 273% creșterea este semnificativă. De la 52 de mașini anul trecut la 142, se vede clar că este o creștere. 59 de mașini anul trecut, apropo de ce spune... În intervalul ăsta, dacă ne anul trecut s-a făcut amenajarea silvică și a fost blocat transportul de materiale noi, să știți. Deci până în luna mai nu s-a operat lemne prea multe, decât din pachetele de la composesorate sau de la Oporul Lignu. Deci să nu credeți că... Câți polițiști locale avem la momentul ăsta? 10 un pic mai repede, da, da. Eu când ne întind de foarte bun, și ca și cuantum la bani de 2340 de lei la 7210, crește de 310%.
linia disciplinei construcției, verificat cum autostradală asta se face în fiecare noapte și se rezolvă prin telefoane care dăm la cei care asigură servicii. 240 de vizite la domiciliile persoanelor care urma să se facă cadastrarea, demersul pentru extinderea controlului de gaz la Lacoș, Josen și Sălătru, înștiințări pentru întocmirea cadastrării 510 la nume. Au fost identificate pe linia disciplinei construcției 41 de imobile neîngrijite în comparație cu 1 anul trecut și 29 de construcții fără autorizații în comparație cu 3 anul trecut. Asta înseamnă o creștere de 967% în ceea ce privește construcții ilegale, ca și constatarea noastră, și imobile neîngrijite o creștere de 4100 de la 1 la 41. Adică avem acea hotărâre de Consiliu care spune foarte clar, și dacă vor să aminte, avem imobile neîngrijite, construcții ilegale și așa mai departe. Dacă ne uităm ce s-a făcut anul trecut și ce s-a făcut anul ăsta, se observă o creștere semnificativă vis-a-vis de numărul de imobile care sunt neîngrijite și cele care au fost construite ilegal. Pe linia imobilele arată tot la fel, deci asta e diferența. Așa, nu. Deci ce nu arată tot la fel domnul consilierul Balaș este că noi am identificat aceste construcții ilegale și domnul arhitect șef este aici și dumnealui, în raportul dumnealui de activitate lunile viitoare, vă va prezenta ce s-a întâmplat cu aceste construcții ilegale pentru că, sau cu acele imobile neîngrijite. Pentru că vă fac trimitere din nou la hotărârea de Consiliu pe care noi am aprobat-o și acolo este o procedură foarte clară. Se trimit acele notificări, e un termen de 6 luni, omul trebuie să vină să-și îngrijească clădirea ce are el acolo, după care mergem până la 450% impozite, așa cum discutam noi. Deci este o procedură, poliția locală are ca și temă să identifice aceste clădiri neîngrijite, imobile neîngrijite și după care sunt predate în sarcina arhitectului șef, care, sigur, are procedură și știe exact ce are de făcut. Pe linia protecției mediului, unde am avut activitate și avem destul de încărcată, zilnic patrulăm în zonele unde se aruncă deșeuri. Aici am trecut la... am descoperit, în fine, n-am avut înainte, să știu, o lege pentru 211, unde amenințe sunt de la 1000 la 2000 de lei pentru persoane fizice, pentru depozitare ilegală de deșeuri. Nu mai aplicăm hotărârea de Consiliul Local, unde era de 50 de lei și de multe ori oamenii și spuneau, ia, mă, 25 de lei, că eu arunc o căruță oricând oriunde. Deci sunt lucruri reale. Cred că se vede o ușoară schimbare în sensul că nu se mai aruncă bunuri chiar ca înainte, bineînțeles, mai are de lucruri, deci nu se pune problema. Au fost aplicate sancțiuni și se va vedea mai în tabelul care urmează, de 1000 de lei și de 2000 de lei pentru aruncare de bunuri. Vă dați seama că la 50 de lei se simte. Eu personal am întâlnit cetățeni care erau surprinși, păreau chiar să fie sincer că deși nu au voie să arunce gunoiul, nu, că așa fac de o viață. Deci sunt situații, încercăm, explicăm, e de lucru, dar diminuăm pe cât posibil acest subiect, pentru că știți că pările sunt mult mai mari, mediu și ceva, și controle, unde de altfel am ieșit destul de bine. Da, mă vedeți mai multe vărânturi. Lunea, marța și miercuri sunt zile în care rom prestul pe gunoi pe mașină, pe fiecare mașină am pe un om. De ce? Facem poze unde este bunul scos la poartă, așa identificăm pe bază unor tabele care le-am de la taxe și impozite, dacă persoanele sunt fie și-au plătit sau nu bunul și îl scot sau nu, au dreptul sau nu. Adică avem o situație foarte exactă cu fiecare cetățean din Bărmănești care plătește gunoiul, care nu plătește gunoiul, care scoate gunoi la poartă, pentru că un număr destul de mare de cetățeni, deși scot, produc acest gunoi, scot la poartă, nu sunt plătitori de taxă de salubrizare. Și invocă diverse motive, da? Acum colegii noștri vin, filmează, fotografiază, spune, domnule, în data de la ora cu tare s-a ridicat de la poarta dumneata pubelă ce s-a ridicat acolo, că atunci trebuie să intri în legalitate și să-ți plătești. Gradul de colectare la acest moment este la salubrizate de 28%. 28 sau cât era? 24%, da? Deci suntem la jumătatea anului și doar 24% am încasat, adică despre asta vorbim. Să fie și o persoană care să aibă un titanțier, că sunt persoane...
Noi rugăm să vină la primărie și să-și plătească taxa. Hai, George, te rog frumos, mai repede ca. Și mai mult identificăm și mașina la Oprești, să vină goale și să plece bine. Există așa aici o mică rubriu, că se întâmplă chiar așa. Adică am avut situații în care mașina Romprestului venea dimineața jumate încărcată, da? Să spunem direct. Da. Și eu știu de unde aducea gunoi ăla sau ce făcea. Sau aveam variante când seara pleca cu mașina jumătate și ne... mașina plină. Și plătea mașina plină. Să... Am avut activități, cel puțin două luni perioada, pentru pășmat ilegal, zi plină cu controle și cu amenzi aplicate, încă mai continuu, deși n-am mai trebuit să mai fie oi, cum asupra problema, sunt amenzi date foarte multe pe acest capitol. Ultima dată sâmbătă, nu? Ultima amendă dată a fost sâmbătă. Exact. Pe foarte multe care arată două amenzi. La două amenzi, dar două la cele pe acea persoană scarpală. Sunt 10 persoane. L-am pus câte unul pe fiecare slide. Am mai avut în știință pentru una curățenie și pentru toaletarea ateliilor din fața proprietăților, lucruri care se fac în prezent. Pe linia comercială, 40 de controle la societățile comerciale și în târg, cum am spus, cei care vin cu haine se pehnești și cu încălțăminte nu mai sunt lăsați. Urmează tabel cu amenzi, eu n-am să le citesc pentru fiecare în parte, am să dau direct individual fiecare... La societățile comerciale nu vrei să intervine poliția comunitară acolo unde nu are autorizat pentru comercializarea de băuturi alcoolice și servește la pahar? O să vi se prezinte raportul de activitate și am făcut o regulă la fiecare ședință, un șef de serviciu sau de două scrisă raport și cred că luna viitoare va fi colega noastră de la comercial care se ocupă direct de treaba asta și o să vedem care și a activitate de control. Ce a constatat și o să vedeți acolo toate... Cum foarte pe scurt, situația avertizmentelor și a amenzilor date de fiecare individual, comparativ cu 2016 cu 2017. Star parul, vorbim de avertizmente acum. De la 0, în 2016, la 4, vă trebuie astea 4, nu mă repet. Balaș, de la 4 avertizmente a scăzut la 3. Florian, doamna Florian, de la 6 a rămas la 6 avertizmente. Doamna Chițule, de la 0, a crescut la 2. Domnul Adrian, de la 1 avertizment, a crescut la 3 avertizmente. Domnul Ursache a rămas constant la 2. Domnul Bocan de la 6 avertizmente a scăzut la 2, domnul Pădureanu de la 5 a scăzut la 0 și domnul Hazaparu de la 1 la 0. Avertizmente. Să vă spun foarte pe scurt este acest termen. Sancțiunile se aplică gradual. Principiul gradualității care spune, începem de jos, întâi cu avertisment, apoi cu amendă. Sunt persoane care au nenumărate avertismente sau cel puțin unul, ca să nu exagerez foarte mult, și care repetă aceeași greșeală. Este clar că avertismentul nu a avut efect. Avertismente date și cu ani în urmă, că nu trebuie luat de la zero. De aceea am spus, cei care au atitudine, știți că și la tribunal, un judecător în funcție de atitudine, dacă se cunoști faptea și de precedente și de antecedente, îți mărește sau scade pedeapsa. Așa se întâmplă și aici, adaptat la situația noastră, bineînțeles. Deci se poate da avertisment sau pedeapsă, sau, scuze, amendă care este cu minim și maxim. De aceea, anul trecut, constatasem, cum am spus și la început, foarte multe avertismente și câteva amenzi. A dovadă de textul, că da, se face un pic de, dar prea puțin pentru unii. Pentru unii, pentru alții, este de ajuns în avertisment și se... Da. Amenzi. Domnul Starparu de la 0 a crescut la 4, deci aici vedem mai multe creșteri. Domnul Baraș de la 1 la 2, doamna Florian de la 2 la 8, doamna Chisula de la 0 la 2, domnul Adrian de la 0 la 6, domnul Ursache de la 3 la 6, domnul Mocanu de la 0 la 6, Pădureanu de la 0 la 1 și domnul Hazaparu de la 0 la 3 amenzi în cele 4 luni. Și închei... Îmi cer scuze, vă rog. Înainte de aici, și cuantumul total al amenzilor se la buget este acum de... Acum este de 12.595 de lei în amenzi, în astea 4 luni. 12.595. Sunteți eficient. Iar în 2000... Ați costat primăria 63.800 fără taxele plătite la stat. N-am fost ce s-a întâmplat. Deci salariile celor 11 oameni pe 4 luni au costat 63.000. Trebuie să ia din ele, nicio problemă. Dacă amenzile sunt 12.950,
mai aveți de recuperat ca să vă acoperiți. Mai avem și taxa. Acum mai vreau să știți că față de anul trecut e o creștere de 1370% la deci 1.370% este o creștere bunicică. Acum nu iar la taxa auto, cum a spus, 7.200. Da? Deci eu cred că dacă ne uităm la acest indicator și l-am rugat pe colegul nostru să vină și să ne pună grafic, pentru că e mult mai ușor de interpretat grafic, 2016-2017, doar la acest capitol amenzi, avem o creștere de 1.370. Asta înseamnă că în primul rând, eu sunt interesat ca la permanent să se respecte legea. Când vorbim de ordine publică, disciplină și așa mai departe, cetățeanul să se simtă în siguranță, constatăm cu, eu știu, așa, destul de multă surprindere din partea mea, că există în Dărmănești, sunt în Dărmănești și cetățeni care nu respectă legea și atunci noi trebuie să ne facem prezența acolo. Creșterea de 1370% a amenzilor 2016 comparativ cu 2017 înseamnă că se muncește și nu numai la treaba asta. Înseamnă că acele măsuri pe care noi le-am discutat și le-am aplicat, le-am pus în practică începând de la venirea domnului George Enache ca șef al Poliției Locale, încep să dea roade, da? Și eu să știți că am niște indicatori, așa cum am spus, am făcut o paranteză, obiective și indicatori foarte clare și foarte bine stabilite și personal urmăresc îndeaproape activitatea fiecărui angajat din primărie și ca element de noutate, fiecare angajat din primărie face raport de activitate zilnic scris, da? Raport de activitate scris și la sfârșitul săptămânii fiecare șef de birou, serviciu ce e acolo, prezintă rapoartele de activitate la mine semnate însușite. Deci noi ne mințim în momentul în care eu vin și spun, da, domne, acolo e suma certă sau cifra certă, cu siguranță mă bazez pe date concrete. Vreau doar să închei, știu că timpul și așa l-am mai mult decât... Da, chiar dacă acele cifre arată creștere, vă spun sigur că nici de departe nu se pune problema că am ajuns la un nivel de performanță prin măsura așteptărilor. Deci mai sunt destul de lucruri care trebuie să le fac să le facem. Cei 10 angajați sunt vechi aici, unii au înțeles mai ușor, unii mai greu, unii deloc, de ce să nu. Mi-era foarte ușor să vin să aplic sancțiuni, cred că nu rămâneam unul, doi până acum. Numai că e ușor să dai afară eu să aduci înapoi. Nu ăsta este scopul meu, i-am tratat pe toți egal, chiar dacă unii au vorbit mai colorat despre mine, i-am să atunci acel număr de ori. Le dau o șansă și le explic cât pot, cum pot, în acele ședințe bilunare, astfel încât să le dau, nu știu, mă restart, dacă se poate spun, celor care au nevoie. Au fost învățați într-un fel, au fost fără șef, chiar dacă șeful era de rândul lor, trebuie să fim realiști, era altfel. Pretențiile sunt mari și sunt normale. Și din partea mea, și din partea domnului primar, și din partea oricui ar trebui... Din partea cetățenilor. Și din partea cetățenilor. Dar deci mai este de lucru, asta nu să spun, sunt cât de scumpat că m-am liniștit și că treaba este ok. Nu, mai este foarte mult și încerc să-i convin. Deci nu au trecut alea 3 zile, nu? Poftim? Nu au trecut alea 3 zile. Nu au trecut alea 3 zile. Da. Deci nu le-aș zis. Încercăm și spune o întrebare dacă se prezbun. În strada Bucimului, cine mă poate informa dacă în strada Bucimului sunt taxe pentru tonaj ridicat, pentru tonaj mai mare decât permite aterajul? Unde mă pot duce să mă interesez? Că casa mea se zdruncină, mașinile sunt pline cu lemne până la repus și nu știu dacă cineva... Dar doua întrebare, a doua vă rog, așa. Într-adevăr, amenzi multe. Cine mă poate informa câți bani s-au încasat din aceste amenzi date? Doamna contabil șef și George, te rog, propunerea mea este să închidem aici, să o lăsăm pe doamna, că ne-am extins foarte mult. Gelița, 5 minute, foarte scurt, da? Ca să intrăm pe execuție, ca partea de venituri, este făcută la 31.03.2017, după cum ne-a cerut organizația PNL. Pe total, nu încep cu cifre, pentru că o să le postez pe site-ul primării, 2%. Pe total venituri, încasăm 26,23% la 31.03.2017. Din care venituri proprii, 33,54%. Deci am depășit 25%
cât era normal. Avem sume alocate din cote de facturate din impozitul pe venit pentru echilibrare, 22,13%, impozite și taxe pe proprietate, 58,87%, din care impozit pe clădiri 51,73%, impozit pe teren 56,87%, taxe judiciare de timbru 22,12%, alte impozite și taxe pe proprietate 24,85%, taxe pe utilizare bun, TMT-ul 57,03%, alte impozite și taxe 46,78%, venituri din concesiuni 38,91%, venituri din prestări servicii 22,12%, taxe extrajudiciare de timbru 19,67%, venituri din amenzi, așa, 51,19%, taxe speciale pe gunoi, 24,73%, deci asta este la 31-a 3-a. Deci din amenzi se răspund la... Da, da. Doar 50% și ceva la sută din amenzi generate. Sigur că până la sfârșitul anului trebuie să casă 100%. Deci la sfârșitul 100% înseamnă pe tot anul? Și înseamnă pe lunile care nu le vine. Ce ani? 100% înseamnă pe tot anul? Prin câte s-a dat până acum. Subvenții 4,67%. De facturate din TVA 23,61%. Deci asta este la pe sursa la bugetul local, iar la activitățile autofinanțate total venitul încasat 14,59%, din care venitul din utilizarea coșunilor 7,74%. Procentul este așa de mic, deoarece prin contract termenul de plată a primei tranșe este 30-6. Deci aici e puțin așa. Iar venitul din prestări servicii 30,83%. De asemenea, mi s-a cerut lista primelor 10 persoane cu datorii la bugetul local, atât persoane juridice cât și persoane fizice, și măsurile pe care le-am luat pentru recuperarea acestor sume. La persoane juridice, prima, Asociația Nemira Zidanga, un total de 81.086 lei, avem dosar în instanță, Societatea Blu Aroma, 72,63 lei, este sechestru în curs, deci parcurgem... Astea sunt numai pe anul ăsta sau... Primele 10, primele 10. Datorii, vă ajut. Da, da. Societatea Cip și Iri, 66,09, sechestru. Societatea Camperland Auto Service, sechestru. Cooperativa de Consum, Somație. SC Milia SRL, avem angajament de plată, SC Camil SRL, Somație, SC Fregata SRL, pardon, am uitat să spun cifrele, 12,42 lei, Somație. 124 de milioane de lei, da, ca să da, înțelegeți da. Mai clar. Da, sau, de fel, acum, 11,52 lei, Somație, SC Mecano Electric Service, 8,23 lei, Somație. Asta nu înseamnă că ne oprim aici cu Somația. Sunt primele 10, dar o să vedeți măsurile mai departe. Parcurgem etapele de executare slipi. La persoane fizice, Polpoș Florin, 13.599, Asandei Paul, 12.658, Florian Iulian, 12.094 lei, Polpoș Nicușor, 9.587, Dinicu Iulian, 9.871, Ganu Cristian Costin, 7.854, Micu Petru Nicușor, 7.827, Coman Costel, 7.794, Cojoc Ion, 5.963, Adochiță Ion Cătălin, 5.952. De asemenea, am scos pentru persoane fizice care au debite din amenzi, pe primii 10
și avem Granj și Maricel, 40.774. Da. 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 Stănescu Ionuț, 35.143. Stănescu Petrică, 30.576. Stănescu Duca, 31.339. Granj și Severin, 29.253. Munteanu Ionuț, 29.133. Stănescu Gheorghe, 28.910. Mihai Ciprian, 28.209. Granj Ciprian, 27.923. Stănescu Sebastian, 25.354. Menționez că pentru toți aceștia avem angajamente de plată lunare. Altă modalitate de a recupera... Nu se poate. Câți din ăștia sunt proprietari de autoturism, proprietari de persoană? 100%. Toți. 100%. Nu sunt proprietari, nu au mașinile pe numele lor. Păi nu au mașinile pe numele lor. Dar circulă pe șoseaua. Adică, de altfel, sunt persoane juridice aflate în insolvență, la care primăria este înscrisă la masa credală. România S.A. 3.300.000 formele de executare silită, executorul, informație, oprire, sechestru. Și avem până la 30 mai s-au emis un număr de 2.091 de informații. Suma somată 5.743.580 lei. Adică, uitați-vă comparativ cu 2016, că e foarte interesant, da. Ce s-a făcut în 2016 și ce am făcut în 2017. Au fost prea mult de când grupul asta e un pic mai redus graficul. Au fost multe câmpuri pe care le-am făcut. Deci, discutăm de... am încasat din somații 184.140. Încă 1.840. Da, dar de care ele sunt în lucru. Ele sunt în lucru și efectele se vor vedea în perioada anilor următoare. Popriri 52, suma popriri 59.760, încasate din popriri 41.150. Așa persoane fizice și juridice și pe asta. Da, ideea este în felul următor. În momentul în care am preluat conducerea primăriei, am găsit o situație din punct de vedere al recuperării sumelor destul de dezastroasă, în sensul că sume foarte mari s-au pierdut prin prescriere datorită faptului că aparatul de specialitate a primarului n-a întreprins măsurile legale. S-au pierdut, repet, miliarde în anii anteriori datorită faptului că nu s-a făcut nimic la acel moment. Și știți foarte clar, dacă timp de 5 ani de zile nu recuperăm aceste sume și nu facem măsurile legale pentru, nu întreprindem măsurile legale pentru a recupera sumele, aceste sume se prescriu. Și am avut așa senzația că se dorea să nu se facă nimic pentru a se prescrie acele sume. Sigur că acești bani pe care noi nu-i recuperăm se regăsesc în bugetele pe care noi le aprobăm. Și vorbim de bani fictivi. Pentru că noi aprobăm niște bugete la începutul anului, bazându-ne pe niște previziuni că vom încasa sumele, aceste sume nu se recuperează și ca atare proiectele noastre rămân pe hârtie pentru că n-ai cu ce face. 2000 de somații au fost făcute într-o lună și ceva. Sigur că este o muncă titanică și noi lucrăm cu un aparat de specialitate care a fost, așa cum spunea și părerea de la Poliția Locală, învățat să stea mai mult decât să lucreze. Și acum, da. Dar țintele sunt foarte clare și noi ne facem treaba. Jeni, mai ai ceva? Mulțumesc. Haideți să trecem pe fondul ședinței ca să... Deja ne-am văzut foarte mult. Da, mulțumesc foarte mult. Până aprobăm nou președinte de comisie, vă rog să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Alegerea președintului de ședință, după calculele pe care și graficul pe care l-am făcut noi la început, este domnul
la rând domnul Despa, cine este pentru. Mulțumesc, domnul Despa, te rog, preia ședința. Bună ziua! Declar deschis lucrările ședinței ordinare din 31 mai 2017. Voi începe cu aprobarea procesul verbal din ședința anterioară. Dacă sunt ceva discuții vis-a-vis de acest proces verbal. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. După cum știți, la mapa 18 proiecte de hotărâri pentru astăzi. Între timp, ele s-au suplimentat și au devenit 21. Cine este pentru modificarea ordinii de zi? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitatea a fost. Vă propun ceva, ca să nu mai pierdem timpul, aveți fiecare în față ordinea proiectelor. O să trecem noi la proiectul numărul 1. Perfect. O să trecem la proiectul numărul 3, da. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017. Inițiatorul proiectului, primarul orașului Dărmănești, domnul Toma Constantin. Domnule primar, vă rog. Da. Voi fi foarte scurt. S-a făcut analiza acestui proiect în Comisia Buget Finanțe. Despre ce este vorba? În primul rând, facem o rectificare de buget pentru a asigura finanțarea la obiectivul Centru Civic 2. Când am aprobat acest proiect, noi am avut alocat 900.000 de lei. În urma proiectului studiului de fezabilitate, nevoia de financiare este de 1.350.000. Am renunțat la, în lista de investiții, la achiziționarea unei mașini de gunoi, care însemna 300.000 de lei. Și rectificăm această sumă de la mașina de gunoi, o punem la Centrul Civic 2. Înseamnă că pe lângă 900 vom avea 1.200.000 de lei. Și urmează pe măsură ce încasăm să mai asigurăm 1 miliard ca să putem să asigurăm finanțarea pentru acest obiectiv. Jenița, ce mai ai cu compartimentul de specialitate, doamna Jenița. La în afară de sursa e suplimentarea bugetului cu 12.000 de lei pentru achiziția unui tocător de resturi vegetale. Este un dispozitiv care îl folosim la, am spus în comisie, la cositul spațiilor de pe domeniul public și avem acolo șanțe de gole și așa mai departe. Obiectul este inclus în anexa 2 la lista de investiții. Lista de investiții. De asemenea, avem o solicitare de la Liceul Tehnologic pentru folosirea sumei de 3.010.000 lei, fiind excedentul anilor precedenți, pentru finanțare cheltuielilor de funcționare în 2017. Deci sunt banii doi, lor la activitatea autofinanțată, și vor să facă acești cu bani pentru anumite materiale. Atât este la buget. Dacă sunt banii vor, trebuie să cer aprobat? Da. Pentru că trebuie să-i prindem în bugetul nostru. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră. Dacă nu sunt, avizul Comisiei de Specialitate, bugetul finanțe? Este. Juridic? Este. Urbanism? Este. Toată lumea. Toată lumea. Avizat favorabil, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Nu. Unanimitate, proiectul a trecut. A fost aprobat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor urbanești pentru luna aprilie 2017 la talente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Domnul primar? Da, sigur, așa cum am spus la începutul preluării mandatului, îmi doresc ca aceste cheltuieli să le ținem din scurt, să nu acumulăm sume restante către profesori. Luna trecută am avut pe ordinea de zi de contul pentru luna februarie, cred. Acum avem februarie și martie, dar acum avem aprilie. Aprilie este prevăzut în legislație, avem resurse financiare. Sunt prinse sumele în buget. Sunt prinse sumele în buget, din punctul meu de vedere
vă propun să... Deci compartimentul de specialitate nu... Avizul comisiilor de specialitate? Comisiile și-au dat, comisia de buget finanțe și-au dat vest favorabil, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 128 din 2016, privind stabilirea nivelului impozitor și taxe locale pentru anul 2017. Inițiatorul proiectului, primarul orașului Dărâmnești, domnul Constantin, vă rog. Hotărârea Consiliului Local 128/2016 prevede nivelul impozitelor și taxelor locale aferente anului 2017. Modificăm anexa numărul 1 în sensul completării acestei anexe cu câteva taxe pe care le-am omis să le trecem la începutul anului. Și aș vrea să vă citesc aceste taxe. Este vorba de taxa de folosință sezonieră a pajiștilor în scopul pășunatului. Ce se întâmplă? Știți foarte bine că mare parte din izlazul pe care îl avem noi a fost concesionat persoanelor fizice, crescătorilor de animale de pe raza orașului Dărmănești. Dar avem câteva zone în care aceste terenuri nu au fost concesionate sau închiriate și am să fac referire la zona Parcul Mare, Parcul Mic, care face parte din rezervația naturală Vimira și pentru care am avut solicitări din partea crescătorilor de oi de a pășuna acolo pe timpul vechi. Cei care sunteți mai vechi în Consiliul Local știți că în urmă cu mai mulți ani era acea taxă de pășunat pe vară, da? Cei care voiau să organizeze de stâng venea și lua muntele de la, plătea muntele la primărie pentru o sumă de 2-3.000 de lei cu era pășunatul pe perioada verii, sezonului de pășunat, din mai și până în septembrie. Lucrul ăsta a fost scos din hotărârea de Consiliu de vreo 3-4 ani în urmă. Cei crescătorii de oi care merg astăzi la Otroș sau pe unde merg prin altă parte plătesc sezonier această taxă. Da? Noi am stabilit această taxă la 35 de lei pe hectar și pe sezon, adică sezonul începe pe 21 mai și se termină pe 15 septembrie, parcă am prins noi, da? Pe perioada de vară. Pentru că am înțeles că a fost o confuzie acești solicitanți de pășunat sezonier nu au un contract cu care să meargă la APIA să ducă să obțină finanțare și așa mai departe. Da? Și această taxă este, și aceste terenuri sunt scoase doar în condițiile în care sunt libere, adică nu sunt ocupate de ceilalți cu contract pe termen lung, unde taxa este de 380 de lei. Mai avem, de exemplu, o solicitare a unui cetățean pe Chitici, care văd că n-a mai venit să dea curs, a zis că vrea să organizeze o tabără de viței, era acolo o zonă care era exclusă la APIA și, în speță, aceste terenuri sunt excluse de la APIA, da? Deci cei care nu pot beneficia de subvenție de la APIA, că e terenul rău, e degradat și așa mai departe, solicită. Am o solicitare, o tabără de viței în Chitici, repet, zonă exclusă de la APIA și atunci, ca să poată omul ăla să funcționeze acolo, am stabilit această taxă de 35 de lei pe hectar, el își duce viței și așa mai departe. A doua taxă la care mă refer și pe care am propus să o introducem în anexa 1 la hotărârea Consiliului Local este vorba de taxă de folosință sezonieră a terenurilor din domeniul privat în scop lucrativ. Arat sau cosit și am pus noi 300 de lei pe hectar, adică un 6 lei pe prăjină. La ce se referă concret această taxă? Primăria orașului Dărmănești are terenuri în domeniul privat care sunt exploatate ilegal de către diversi cetățeni. Și an la rând, mai bine de 7-8 ani de zile, aceste terenuri au fost exploatate de diversi ca așa vor unii. Vă dau un exemplu, terenul de la Sălătruc, da, acolo unde a fost cimitirul eroilor sau ce a fost, vis-a-vis de fabrica de, are 5.000 de metri pătrați și îl posește un nene de nu știu câți ani fără să plătească mic la primărie. Se știe lucrurile astea și nu sunt elemente de noutate. Ca să intrăm în legalitate, am spus foarte clar, da, cât am interesat, câte 6 lei prăjina. Foarte bine, până vom dezvolta un obiectiv noi, primăria pe acel teren, îl dăm în chirie,
să-l păsească omul ce are el de făcut acolo și să plătească niște sume. Numai un pic că n-am terminat. Avem terenul din fața școlii de aici, din fața primăriei, unde vrem să facem un parc și l-avem pe ordinea de zi. Sigur, un cetățean ar acolo, îl îngrijește, îl păsește, dar conform legii noi trebuie să încasăm niște sume pentru acest teren. Și sigur, mai avem prin livadă niște terenuri de genul ăsta, livada spitalului, care, deși sunt ale primăriei, primăria n-a avut niciun fel de control pe aceste terenuri și fiecare a făcut ce a vrut. Am stabilit această taxă ca să putem încasa la bugetul local și să intrăm în legalitate. Omul ăla știe clar că are cu noi o relație contractuală, noi știm că încasăm niște bani și când vine Curtea de Conturi sau organele care ne controlează, putem justifica foarte clar de ce am dat acel teren spre cosire. O altă taxă se referă la comercializarea produselor agricole de către producătorii individuali certificați și am zis noi 0,5 lei pe metru pătrat și pe zi. Vă dau un exemplu concret. Fiecare an vin producători de pepeni din zona Vrancea sau de unde vin dumneavoastră și ne cer anumite locuri. Dom'le, dăm 5 metri pătrați să vând și eu pepeni. Nu am avut un cadru legal până acum. Să spunem foarte clar. E 0,5 lei metru pătrat, vrei 10 metri pătrați, îmi dai 5 lei pe zi. Da? Deci astea sunt cele trei elemente de noutate introduse, propuse spre introducere. Întrebări dacă aveți. Te rog, Corica. Taxa de folosință sezonieră pe în domeniul privat în scop lucrativ. Am explicat. Acele persoane, am înțeles, acele persoane care vin în ajutorul nostru, dacă avem un teren și îl dai la o persoană să-l îngrijească, propunerea mea ar fi să se înjumătățească suma de bani, dar în același timp cu o propunere în terenul care aparțin primăriei sau Consiliul Local și sunt îngrădite, abuziv. Aia intră sub incidența acelei hotărâri de Consiliul Local cu ocuparea abuzivă. Și aici avem, vă rog să mă credeți, terenuri, eu știu, nu știu să vă dar foarte mult teren închis abuziv. Și eu mă gândeam că și la asta vă referiți, că să ne luăm o dată. La ea chiar merită o taxă mai mare care a închis abuziv. Sunt două lucruri total diferite. Cele pe abuziv, și vă rog să vă uitați la hotărârea de Consiliu pe care am aprobat-o, ocuparea abuzivă reglementează altceva. Acel cetățean vine la noi și recunoaște că a ocupat abuziv acel teren și este obligat să plătească taxa de concesiune sau de închiriere pe ultimii 5 ani, care e mult mai mare. Terenul, proprietatea noastră, nu confunda lucrurile. Deci e vorba de terenul pe care primăria îl are. Am înțeles terenul de exemplu de la școală, terenul de la școală, da. Dar dacă dumneavoastră îi puneți taxa asta, nu o să-l mai păsească. Cine o să-l păsească? E problema lui. Eu vă spun cum judecă organele de control și Curtea de Conturi cu mine și mă întreabă pe mine, îmi face acest calcul pe niște realități. Că după aia vine cineva și spune că noi, Consiliul Local, am avut intenții ascunse de a da nu știu cui degeaba. Cel cu 6 lei pe metru, pe ce am spus noi acolo, pe prăjină, este un preț mediu care e pe piața din zonă. Nu putem să fim sub. Iar cel care vrea să păsească acel teren, dacă are, pentru că tot 6 lei sau 7 lei plătește și dacă zice să nu păsească nu știu pe unde pe deal în apropare. Da, deci să știți că a fost fundamentată această valoare și din punct de vedere economic este convenabil. Altă întrebare. De taxă de folosință se dunea cu aici cu scop cu coșuna de 35 de lei hectarul. Se referă și la pășunea Livia Țiganca? Nu. Atenție, vorbim de pășunile libere, vorbim de zona parcul mic, parcul mare. Pășunea Nemira Țiganca este ocupată în urma acelui contract de concesiune stabilit în 2015 și acolo e valoarea de 8.900.000 cât are la pe hectar. Pentru că această taxă de folosire sezonieră nu-i conferă omului dreptul să ducă cu contractul la apie. Atenție, el are pe perioada aia de vară. Și atât este valabil, doar sezonier. Contractul ăla este semnat cu valabilitate de pe 21 mai până pe 15 septembrie. La revedere! Nu. Deși pe terenurile libere, atât, nu în altă parte. Și această taxă vine și este făcută în corelație cu celelalte primării din zonă. Ne-am uitat, domnule, ca să fie atractiv și pentru crescătorul de oi. Dacă vrea cineva să ia muntele la parcul mare, el întreabă cât trebuie să plătesc? 1000 de lei sau 1900 de lei, știu cât e acolo. Păi bun, dacă m-aș duce, de exemplu, să iau un munte la Dofteana sau la Agăș, cât aș plăti? Tot cam atâta. Da? Deci e o echilibrare. Și e sezonieră, repet, e valabil în sezonul lor. Dar concesionarea asta, domnule Mandesia, de ce durată s-a făcut? Concesionarea care?
Asta ce vorbim noi? Deci asta se face pe 3 luni, v-am spus, sezon. 3 luni din 15 luni. Este un contract de utilizare. Da. Alte întrebări. Haideți să mergem repede, că se înțelege greu. Deci dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost 17 voturi, a fost aprobat. Proiectul numărul 6. Proiectul de hotărâre stabilește încălcarea faptelor care constituie contravenții în domeniul creditar gospodăresc, ordinii, curățenii. Această hotărâre de Consiliu vine să strângă sub un singur act normativ toate hotărârile date în ultimii 5-6 ani de zile. Da? Acest proiect de hotărâre vine să intre în, să zic așa, în corelație cu legislația națională, pentru că atunci când a fost emise o parte din aceste hotărâri, nu s-a ținut cont de legislația națională și colegul meu de la Poliția Locală va face precizarea că în hotărârea de Consiliu aveam amenzi de 50 de lei pentru diverse fapte, iar legea pentru aceleași fapte prevedea amenzi mult mai mari. Deci, practic, am strâns și pentru, să zic, ușurarea activității Poliției Locale. Acest proiect de hotărâre a venit la propunerea șefului Poliției Locale. O singură hotărâre de Consiliu foarte clară nu poate fi interpretată, pentru că unii polițiști locali interpretau anumite articole. Nu sunt elemente de noutate. Deci e un act normativ care va reglementa foarte clar ce sancțiuni, ce se întâmplă la nivel de oraș Bărmănești. Inspirat, repet, din 5 hotărâri de Consiliu. Deci tot ce vedeți aici, le regăseam în alte 5 hotărâri de Consiliu. Da, dacă dumneavoastră mai aveți... Iar noua hotărâre a Consiliului le aprobă pe toate Articolul 7 spune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. Deci articolul 7 șterge tot ce am avut înainte și intră... Domnul Balaș? În comisie am avut o discuție ieri și acum frumoaș și de Rucea, am zis, deci amenda e 500 la 1000 de lei, dar cu aplicarea legislației vigoare, există și aveți mentală înainte de data. Da, a spus foarte clar colegul că se aplică gradual. Deci se aplică gradual, da. Deci trebuie știința, sunt bătrâni, sunt aia, nu poți să nu cu siguranță. Amenda. Și ați văzut că, mai devreme am solicitat aprobarea acelui tocător de vegetație. Să știți că sunt foarte mulți oameni care, din diverse motive, nu pot să-și curățe șansul de iarbă în fața casă. Fie sunt bătrâni, fie sunt plecați din țară. Ei, acel disc, de fapt, și tractorul va trece de la un capăt al altul al străzii și vă dați seama că nu vor mai primi amendă pe speța asta, pe cositul din fața porții. Da, mai e cineva care dorește să poate discuți pe seama acestui proiect. Am înțeles comisiile și-au dat avizul favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? În unanimitate de 17 voturi pentru proiectul acesta. Proiectul de hotărâre numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexului numărul 1 din HCL numărul 54 din 3 aprilie 2017 privind modificarea și completarea domeniului public al orașului Bărmănești însușit din HCL numărul 22/99 și aprobat din HJ 1347/2001. Inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Bărmănești, vă rog, domnul primar. Scurte precizări vreau să fac și aici, anexa o aveți la documentație. La poziția 162 din anexă avem denumirea bunului școală, virgulă, grădinița Lavaș. În hotărârea pe care am aprobat-o noi în luna martie, la poziția 162 aveam corpul C2 și C3 la un loc, adică scria școală și grădiniță. Noi aplicăm la un proiect de eficientizare economică a instituțiilor publice, eficientizare tehnică, pentru școala de la Lavaș. În ghidul de finanțare spune acolo foarte clar că sunt eligibile construcțiile făcute înainte de 1999. Da? Și constatăm că această grădiniță este făcută în 2003, adică nouă ne pică tot proiectul, pentru că grădinița și școala sunt legate acolo. Ele sunt legate, sunt lipite una de alta. Și datorită faptului că
Acea grădiniță e făcută după 1999, cădea tot proiect. Colegii mei de la Alina și cu domnul Apostu au urmărit ghidul de finanțare și sigur am făcut aceste corecții care defalcă foarte clar acum la poziția 162, avem corpul C2 școală care vine și spune că e făcut în perioada 72-78 și corpul C3 grădiniță în 2003. Deci eligibil este doar corpul C2 pentru școală. Am venit și am făcut această corecție că, altfel, v-am spus, noi ne pregătim să depunem acest proiect și pica proiectul pentru că a fost poate o scăpare a noastră sau nu era ghidul foarte clar atunci, în martie, când noi am stabilit. Pentru că aceste ghiduri se modifică de la o zi la alta și apar noi modificări și noi, dacă nu ținem pasul cu ghidul, sigur ne schimb proiectul. Dacă aveți da, consider că ați avut la mapă raportul de specialitate. Dacă dumneavoastră aveți discuții pe seama acestui proiect, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu mai invitată cu 16 pentru proiectul a fost aprobat. Proiectul o trebuie privind acordarea atributului gratuit a dreptului de uz și servitude către sece de gaz din ESA asupra unui suprafețe de teren de 1,32 metri pătrați, aparținând domeniul public al orașului Dărmânești. Inițiatorul primarul orașului Dărmânești, domnul Coma. Da, am să vă fac scurtă precizări. Știți că legislația prevede ca acolo unde se fac investiții de către eu știu, societățile care asigură servicii de furnizare a utilităților, primăriile pe raza cărora se fac aceste investiții au obligația de a da cu titlu gratuit drept de uz și de servitute pe acele suprafețe. Noi suntem astăzi cu două poziții. Avem o suprafață de un metru pătrat reprezentând teren ocupat de amplasarea unui stâlp pentru montarea unui vitroizer de viață de 20 de kilometri, de kilovați, da? Ce se întâmplă? Practic, la acest moment, acest stâlp este în curtea unui om, undeva în zona triajului, ca să poată să facă investiția, să pună acel dispozitiv pe stâlp. Sigur că se va muta stâlpul din proprietatea omului și în felul ăsta rezolvăm și o problemă a omului, că creează un disconfort acel stâlp pe proprietatea lui, se mută la limita de proprietate, adică pe domeniul public al nostru și pentru acel metru pătrat dăm drept de servitude. A doua poziție e pentru 0,32 metri pătrați, reprezentând teren ocupat pentru un soclu de beton, montarea unui BMPT-ul undeva este în zona Poiană. A fost unde exact? În spatele fostei fabrici. Așa, la Sănătruc, în spatele fostei fabrici, da? La fel se montează un BMPT și pentru 0,32 de metri pătrați noi trebuie să dăm drept de... Probleme, întrebări, dacă sunt? Da, comisia de urbanism care are favorabil. Supărăm la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate cu 16 pentru proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind trecerea prin domeniul public în domeniul privat a orașului Dărmănești a unor stații temporare Dărmănești existent la încrederea scoaterii din funcțiune prin casarea acestora. Da, este vorba de casarea și demontarea mijlocilor fixe evidențiate în anexa 1. Vorbim de stația, așa zis, stație de epurare, da? Ce se întâmplă? Noi avem un obiectiv în derulare acum, noua stație de epurare, care până pe 15 septembrie ar trebui să fie finalizată și să treacă la probele tehnologice. Avem cealaltă stație care este în domeniul public, stația veche care la momentul ăsta epurează apele care rezultă din canalizarea veche și legislația prevede ca în momentul în care noua stație este pusă în funcțiune, vechea stație să fie demolat. Ce se întâmplă? În primul rând, noi, ca să putem face treaba asta, trebuie să o trecem din domeniul public în domeniul privat. În al doilea rând, în urma discuțiilor avute cu cei de la CRAP, noi am solicitat ca operațiunea de demontare, că sunt două lucruri acolo, o dată se demontează și altă dată se
demolează, sunt două lucruri, da? Să fie făcută de crab cu posturile crabului. Tot ce ține de elemente de demontare și sunt prevăzute în anexe, știu, conducte și așa mai departe, crabul le va valorifica, iar sumele rezultate din valorificare se constituie venit la bugetul local. Adică, dumneavoastră cu banii lor fac aceste lucrări de demontare și de demolare și sumele rezultate ni le transmit la bugetul local. Tot ce ține de partea de demolare efectiv betoane și ce avem acolo, crabul pe cheltuiala dumneavoastră vor executa aceste lucrări, se va reda terenul la starea lui inițială, tot ce ține de componenta de mediu va fi închisă de către CRAB. Sigur că această operațiune, și dacă ați citit documentația și rapoartele de specialitate, se va face după ce noua stație este funcțională. Da? Deci nu se întâmplă nimic atâta timp cât noua stație nu este pusă în funcțiune. Noi ne pregătim pentru treaba asta, trecem din domeniul public în domeniul privat și aprobăm articolele pe care le-am prevăzut în hotărâre. Mandatăm CRAB-ul pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune prin casare, demolare și demontare a mijloacelor fixe. Sigur, noi nici nu avem specialiști noi la primărie, că apucăm de demontat de acolo. Dacă ar fi fost în seama noastră această cheltuială, cheltuiam din bugetul local niște bani efectiv degeaba. Și am spus că și mi se pare normal dacă dumneavoastră a exploatat acest obiectiv timp de mai mulți ani de zile să facă și lucrările de demontare și de demolare. Dacă e cineva care dorește discuție pe seama acestui proiect de hotărâre, comisia de specialitate și-a dat aviz favorabil, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva cu 17 voturi pentru proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind includerea unor drumuri de interes local în inventarul bunului ce alcătuiesc domeniul public al OAT de Rămânești. Inițiatorul proiectului, domnul primar, vă rog, domnul primar. Da. Vorbeam într-o ședință anterioară de dezvoltarea, din punct de vedere turistic, a zonei Valea Uzului, Coada Lacului și așa mai departe. Ca să putem vorbi de turism la Coada Lacului, trebuie să parcurgem niște etape absolut obligatorii. În primul rând, este vorba de infrastructura stradală și știți că drumul județean 123 este într-un proces de modernizare cu bani de la Consiliul Județean și de la pe fonduri europene, PNDL, fonduri guvernamentale, dar nu e suficient. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem noi este să încercăm să rezolvăm problema energiei electrice la Coada Lacului. Am avut discuții la Ministerul Energiei și nu numai legat de posibilitatea obținerii unor finanțări pentru a realiza acest proiect. Și în memoriile pe care noi le-am trimis acolo, am spus că aproximativ un număr de 100 de beneficiari ar fi la Coada Lacului, dar cei care au construcții acolo, case de vacanță și ce mai au acolo, în acest moment, de electricitate. Și sigur că am fost întrebat pe ce stradă sunt aceste construcții, aceste case de vacanță, da? Să dăm un tabel cu numărul de străzi care sunt acolo, care beneficiază de investiție și pe fiecare stradă care sunt beneficiari. Ei, vreau să vă spun că la momentul de față, în zona Coada Lacului, nu există nicio stradă, niciun drum prins în domeniul public al primăriei. Și părem cumva anapoda, adică noi depunem un proiect pentru a duce energia electrică în zona respectivă, dar nu avem străzi. Și atunci, în urma analizelor pe care le-am făcut împreună cu arhitectul șef și cu colegii din aparatul de specialitate, am identificat un număr de 6 drumuri. Ele au în nomenclator diverse, să zic așa, poziții. De exemplu, sunt drumuri de exploatare, drumuri comunale, care la momentul ăsta trebuie prinse în domeniul public al OAT-ului, ca să putem face demersurile următoare. Sigur că în momentul în care noi am stabilit aceste drumuri, ne-am uitat în primul rând în istoric și am văzut ce era la nivelul anilor 1950-60-70, cum existau aceste drumuri. Nu le-am inventat noi, ci ele existau într-o formă sau alta. Care este statutul lor la momentul discuției
și care sunt pașii de parcurs. În primul rând, vedeți dumneavoastră, drumul de exploatare DE28 și arhitectul șef la tabelul de drumuri de interes local a făcut și precizări de unde pleacă din DJ-123 până la tensiunea RGO Pro. Da? Este vorba de acel drum asfaltat, cei care știți, da? O gheluță și se întoarce până la mănăstire. Da? Deci acel drum, coborând pe drumul asfaltat din DJ-123, ajungem în zona tensiunelor, după care avem un drum de exploatare DE59 și din DJ-123 pe lângă schitul Efraim Siru, da? Deci vorbim acum de DE59-1, este drumul care coboară pe la mănăstire să se întâlnească cu cel pe care l-am pomenit mai devreme. Și mai avem drum de exploatare 2241 și drum comunal 2226, pornește din 123 pe lângă Monumentul Eroilor, Cremenea se continuă cu drumul comunal 2226 în zona Izlaz Lac. Sigur, noi am pus aici și drum de exploatare DE30, pornește din DJ123 și nu știu dacă colega mea, da, avem părțile acolo, le putem personaliza. Pe mal stâng lac de acumulare, lungim și așa mai departe și drumul local fără denumire cadastrală din DJ123 este acel drum care duce spre platoul primăriei, spre izlazul primăriei, unde, sigur, noi avem intenție să dezvoltăm acea zonă. Este o hotărâre care trebuie aprobată, pentru că fără aceste drumuri nu putem dezvolta zona pe care noi ne-am propus să o dezvoltăm din punct de vedere turistic. Sigur că aceste drumuri, odată prinse în domeniul privat și în domeniul public și eu știu, atribuirea de nume acelor străzi, următorul pas este cadastrarea acestor străzi, da? Deci noi avem lucim, lățim și așa mai departe, le cadastrăm. Toți beneficiarii care sunt liberarea acestor străzi vor primi niște numere la proprietățile pe care le au, da? Și în felul ăsta fiecare om știe că locuiește sau are pensiune ce are la acolo proprietate pe strada X la numărul Y. Având aceste date și aceste hotărâri de Consiliul Local, noi suntem credibili în fața finanțatorului. Adică venim și spunem, da, domnule, am 6 străzi, da? Se au lungimea asta, pe fiecare stradă avem beneficiarii respectivi. Mai există un singur drum pe care vreau să-l prindem în domeniul public al primăriei, este vorba de drumul forestier, care se află la acest moment în administrarea Legii Naționale a Pădurilor. Este vorba de drumul din DJ-123, intersecție Colomeț spre Izvorul Alb. Am făcut demersurile necesare către Ministerul Pădurilor. Avem accept favorabil. În Consiliul de Administrație a Rom Silva s-a aprobat darea în administrare, trecerea în domeniul public a primăriei a drumului respectiv. Există o hotărâre de guvern care spune că acest drum, înainte de a fi trecut în domeniul public al primăriei, trebuie cadastrat de către Rom Silva. Discuția avută cu doamna ministru a pădurilor cu ceva timp în urmă ne-a confirmat că va trece fără niciun fel de probleme. Avem și o adresă transmisă la minister. Așteptăm și sper ca anul ăsta să putem prinde și acel drum, pentru că și acolo sunt foarte mulți beneficiari. Adică cred că sunt cei mai mulți de la coada la Ministerul Astea Izvorba. Am în anexa numărul 1, să vedem noi, deci atribuire. Deci la punctul 10 eu am închis, dacă aveți întrebări. Și la atribuire. Dacă după includerea acestor drumuri în domeniul privat, o să facem altă și să dăm denumiri străzilor, este o punere a votului. Atenție. Deci, există și domnul consilier Balaș m-a întrebat și anticipam să vă spun. Eu am anticipat întrebarea.
Sigur că aceste străzi vor fi, vor fi prinse, acolo unde nu sunt, în intrabilan localității. Adică nu putem mult... Te rog. Colegii mei acolo, în plan așa, aia care prezintă exact zona galbenă, înseamnă intrabilan. Deci sunt. Da, la momentul ăsta străzile sunt prinse. Uitați-vă. Parțial o să fie și în extrabilan. Da. Deci galben nu înseamnă intrabilan. Unde este schitul și unde este... Da, am să vă spun, am să vă spun povestea acelui drum forestier. Deci de la drumul județean 123 în stânga, acolo pe lipsa de reacție a autorității publice locale și pe lipsa de interes, da? Adică a fost un dezinteres total, nu s-a mai răspuns nimeni. Acel drum comunal pe care noi l-am amintit din 1960 și pe care astăzi l-am botezat Aleea Eroilor, sau cum am zis noi acolo, pornește din drumul județean 123. Adică, înainte de a se naște Rom Silva cu toate pretențiile pe care le are, exista un drum comunal a primăriei Dărmănești, care pornea din drumul județean și se ducea spre... Deci la acest nu moment... Nu exista drumul județean. Nu exista drumul era, județean, da? Era deci, Valea Uzului, Vasiva, așa, drumul ăla. Și trecea pe, exact pe lângă ăla, acolo. Adică știți acolo. Cum cineva spunea foarte plastic, noi ne-am născut înaintea lor și ca atare avem un... Dar, ținând cont, ținând cont de faptul că și procedura de preluare a drumului forestier este în fază finală și avem, e o chestie de timp până se cadastrează, haideți să nu ne îmbrăcăm în povești de genul ăsta, pentru că mie îmi este incomod să mă duc cu un proiect la minister să spun că din drumul județean pornește un drum forestier și din drumul forestier pornește un drum comun. Am aprobat acum câțiva ani un drum pentru accesibilizare zonei agricole. Și după ce am aprobat drumul, și-au dat seama că drumul nu e posibil. Știți, nu vrea să mai ceva ce deci, greșeală. Atenție, eu am spus așa, noi cadastrăm acest drum și nu avem niciun fel de treabă. Da? O să vă rog, ca în momentul în care cineva vorbește, să nu vă angajați și restul pentru o altă discuție. Și așa, timpul este destul de comprimat. Dacă mai sunt... Cetățenii vor fi de acord cu trecerea la intrabilan? Vor fi taxele mai mari? Acum, vă spun o treabă. Noi avem niște ținte foarte mari. Este... Noi vorbim de domeniul public. Când vorbim de domeniul public al primării, nu prea... Da? Dacă ne apucăm de întreba cetățenii, s-ar putea să nu facem nimic. Da. Vreau să vă spun și o mică precizare, vreau să vă spun că discuțiile acute cu cei care au comunități acolo, oamenii își doresc să avem aceste străzi, pentru că sunt, la momentul ăsta, au venit la mine oameni și mi-au spus, domnule, n-am niciun fel de adresă, n-am nimic acolo, eu o cetățean care... Da? Vă rog. Mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot, am înțeles că, că sunt... Punctul 10. Punctul 10, da? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține și ceva în unitate cu 17 voturi cont pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul de hotărâre prin instituirea unor drumuri de interes local, pardon, scuzați-mă. Proiectul de hotărâre prin cazurile de drumuri unor străzi situate în zona coada lacului Vorval, din orașul Dărmânt, în Bacău. Inițiatorul proiectului primar orașul Dărmânt, vă rog, domnule primar. Legislația pe bine prevede foarte clar, atunci când introducem în domeniul public străzi, să dăm și denumiri. N-aș vrea să fiți subiectivi aici. Eu am avut o discuție cu arhitectul șef, am stabilit niște denumiri, putem să le denumim oricum și așa mai departe. Pentru operativitate am zis așa, strada Mănăstirii, pentru că e strada Mănăstirii acolo și se închide pe tot conturul zona vilelor și ieșim pe drumul asfaltat. Am zis Aleea Eroilor Martiri și vorbim de drumul care, comunal care pleacă din drumul județean și se duce spre monument. Da? Am zis noi Aleea Artiștilor este o chestie și am să vă spun așa, poate părem un pic comici. Dacă am mers pe mănăstire, mergem și pe artiști. Acest drum pleacă de la
cabana lui Cheptănu și media stânga și ajunge în zona unde are și palate, da? Și fiind acolo, așa am zis, hai să spunem alea artiștilor, și strada Popasul Uzului, este vorba de strada care duce la terenul primăriei, unde am zis noi sus acolo, că vom scoate niște loturi la Concea. Strada Boscăriciu. Popasul Uzului? Popasul, strada Popasul Uzului. Domnul primar, da. Sunt niște denumiri pe niște zone acolo. Dar nu vreau să le stricăm, domnul. Avem unde s-a spus strada Mănăstirii, e foarte bine măsit, dar acolo spune Podei. Deci, pui strada Podei. Nu ne leagă de nimic Podei. Da, deci, dacă și Mănăstirea, că avem Mănăstirea acolo. Dar și localitatea Ericei există de câte lume. Pe urmă, Popasul Uzului nu avem aici în Dărmănești. Popasul nu avem stradă. Da. Atenție, nu avem stradă. Și nu, nu se confunde cu postul Popas. Nu prea face Popasul Uzului acolo. Dacă să spune strada artiștilor, strada, spune strada pescarilor. Acolo coboară pescare spre mare. Haideți să vă spun o chestie. Deci, în momentul în care... Deci, noi putem discuta... Noi putem discuta de străzi încă două luni de aici încolo și nu o să ajungem la un consens. Legat de Popasul Uzului. V-am spus mai devreme că intenția este să dezvoltăm turistic zona, da? Popas înseamnă că acolo, dacă noi vom concesiona niște loturi de teren, poate, e un popas, cineva să o plece. Muntenii, așa. Deci un popas s-ar putea să se construiască ceva, nu știu, ceva care să... Acolo, popas să facem lângă drumul, acolo. Deocamdată nu, dar dacă se dezvoltă acolo, va fi popas. Iar legat de artiști, v-am spus. Da? Deci denumirea prea puțin. Nu-i domnul să executăm. Deci eu vă propun, domnul consilier, eu vă propun să dăm câteva denumiri de străzi, supunem la vot, ceea ce se aprobă Consiliul, mergem mai departe. Deci, prima propunere. Strada Mănăstirii rămâne. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Strada Ierului Marchii. Este vorba care duce la Crucea. Da, da. Mergem la volumen. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Cineva? Strada Artiștilor. Alea Artiștilor. Pescarilor. Avem una. Alea Artiștilor. Altă... Pescarilor. Pescarilor. Există pârâul romanilor în hărțile la strada? Nu, există pârâul romanilor. Dar o luăm în considerare, am notat-o. Aici o altă propunere. Cine este pentru Alea Artiștilor? Alea Artiștilor. Cine este pentru? Păi e vorba de strada pe unde are cabană, că sunteți în ceață, unde are pala de cabană. Dar e un artist și mai trăiește și în cer și moare. Bun, dar poate mai fi și alți artiști. Deci 1, 2, câți? 1, 2, 3, 4, da? Ia, hai, mai până mai sus. 2, 3, 4, 5, 6. Dar nu cu teamă, ridicați mai sus ca să vă putem număra. 8. 8. Pescarilor. Alea Pescarilor. 2, 4, 6. 10, vă spun. La romanilor? Domnul Diaconescu. Și acum avem... Da. Acum ai balotat și o să-i zicem da, strada artiștilor, pescari și ce-am mai zis? Din România. Artiștilor pescari. Da. Artiștilor pescari. Deci cum rămâne până la urmă? Adică asta... Deci, dacă am ajuns la lucruri serioase și ne împotmolim la alea artiștilor... Cum rămâne? De fapt, domnul primar acum are votul de... Eu v-am spus că punctul nostru de pescare. Da. Strada Popasul Uzului, aveți vreo nelăbuire? Acolo, la teren? Deci, un artiștul, da? Hai. La Popasul Uzului. La Popasul Uzului, vă tărăși. Mai votez vă dată. Domnul consilier, citiți aici, unde este bala. La ultimul popas al Uzului. Haideți. Haideți, la popasul, dacă aveți o problemă, la popasul, rămâne popasul Uzului sau nu rămâne? Da. Așa, mai da. Așa. Bun.
da. Dacă ne întrebați, noi este stabilit. Da, da, da. Te duci nu ați avut la mapă? Păi și când să-i dăm cu părere? Dar pe comisii ieri, nimeni nu a spus. Eu v-am spus, asta e o chestie de căi artiste, de pescare, e o chestie... Da, e o chestie strictă, puteam să-i spunem și Valea, nu știu cum vreți dumneavoastră. Eu, sincer, propunerea a fost la domnule arhitect șef, nu? Parcă pe venit. Ale artiștilor sau nu? Domn primar, haideți să mai ne luăm încă o dată, 8 la 8. Mergem acum pe artiștilor și pe cine este pe ale artiștilor? Cine este pe domnul artiștilor? Mergem mai departe. Bun, mergem mai departe. Îi spune după aia, deci vine să facă un spectacul gratis. Deci, Comisia de urbanism a dat disfavorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Balaș? Deci, se abține? Domnul Chiaconescu? Dacă 15 voturi, pentru, 2 abține. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării orașului Dărmănești la Consiliul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Mont Pesa. Domnule primar, vă întreb la prima dată ce acronim este Mont Pesa. Am să vă spun câteva lucruri despre această asociație. Ați văzut că din asociația asta fac parte 7 comunități, 7 primării. Am avut discuții multe și spuneam la comisii legat de ce ar trebui să facă această asociație, act constitutiv. Foarte multe discuții au fost. La discuții au participat primarii celor 7 localități. Pe lângă primari au fost și specialiști. Legat de nume, s-a căzut de comun acord ca această Mont Pesa să reprezinte muntele și PESA resursele pe care le au cele 7 localități, petrol, energie, sare și apă. Orașul Dărmănești se găsește cu resursa de apă. Sarea la Târgu Ogna și așa mai departe. Petrol la Muntești. Bun. Deci dacă am fost clar vis-a-vis de nume de Mont PESA, munte, că e o zonă montană, și resursele localităților care fac parte din Și energia, da. Fac parte din arealul asociației. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că am avut la comisii câteva discuții. Foarte multe lucruri n-aș putea să vă dau vis-a-vis de această asociație decât, să zic, prioritățile. În primul rând, noi ne-am dorit ca localitatea Dărmănești și ne dorim ca în perioada următoare să devină stațiune turistică de interes local. Vedeți că aceste hotărâri pe care le-ați aprobat mai devreme, cu introducerea în domeniul public, a unor noi străzi, cu nomenclator, cu proiecte de iluminat și ce mai avem noi acolo, cu drumuri, toate duc spre ideea că zona Valea Uzului trebuie dezvoltată și exploatată turistic și din analize și dacă vă uitați în strategia de dezvoltare a orașului Dărmănești până după 2020, una din resursele principale este turismul. Dar dacă vorbim de turism, trebuie să avem niște, spuneam mai devreme, pași parcurși. Ca să putem beneficia de fonduri destinate turismului, la momentul de față trebuie să fim fie o, să zic așa, stațiune de interes local, fie de interes național. Deci orice localitate, legea s-a schimbat și orice localitate care dorește să obțină finanțări pentru turism, trebuie să se încadreze în cele două, să zic, zone. Fie este stațiune turistică de interes local, fie este de interes național. Există și a treia posibilitate de obținere a acestor fonduri pe turism, în condițiile în care localitatea respectivă, care nu este stațiune turistică, face parte dintr-o asociație de turism. O asociație de profil pentru dezvoltarea turismului. Când s-a luat decizia înființării acestei asociații, cele 7 primării
s-au pus primarii la masă și din cei 7, 3 primării, 3 UAT-uri sunt stațiuni și vorbesc de stațiunea Târgu Ocnea, stațiunea Slănic Moldova și stațiunea Moinești. Moinești este de interes local. Deci cele 3 stațiuni puteau să-și facă singure asociații, n-aveau treabă cu restul. Comuna Dofteana, orașul Dărmănești, Zeneșu și cu Măgireștiu nu aveau niciun fel de statut și nu puteau obține finanțări. Asociindu-ne toți 7 în această formulă, și noi putem beneficia orașul Dărmănești și celelalte UAT-uri care nu sunt, n-au statut de stațiune, putem beneficia de aceste finanțări. Acum, sigur că acest model de asociație este inspirat după alte asociații din țară și, repet, am avut dezbateri și discuții foarte multe și foarte larg, să zic, dacă ar trebui să luăm la momentul ăsta și agenți economici și agenții de specialitate și... De fiecare dată, repet, la masă erau și consultanți, la firme de consultanță care veneau și ne spunea, vedeți că ghidul de finanțare spune asta, vedeți că nu se poate, vedeți că s-a concluzionat forma asta finală pe care astăzi dumneavoastră o aveți la mapă. Mai mult decât atât, din cunoștințele mele, noi suntem ultima primărie care avem pe masa de lucru aprobarea acestei hotărâri de Consiliu, ceilalți au trecut, era termen luna mai. Da? Acest nume Montpesa a fost rezervat de Ministerul Justiției, deci nu avem ce mai discuta, deci toate celelalte 6 primării au aprobat unele chiar de la începutul lunii proiectul de hotărâre. Suntem noi ultimii care trebuie aprobat acest proiect și sigur să-i dăm drumul mai departe. Deci ținta este să reușim să obținem finanțări. Principiul distribuirii sumelor este undeva pe același principiu ca a galului. Adică, știți că la GAL, noi nu suntem în competiție cu ceilalți membri. Noi știm că avem alocată o anumită sumă de bani, nu intrăm în contradicție cu ceilalți. Anul ăsta pe GAL am obținut sau depunem proiect pentru Curiul Dămânească. Pe principiul ăsta se merge și la această asociere. Adică să nu vă fie teamă că orașul Târgu Ocnea sau Slănicu sau municipiul Moinești va lua toți banii și primăria Dărmănești rămâne în urmă. Se ține cont de principiul contributivității, adică dacă noi venim și avem, vedeți acolo, cotizație 0,5 lei pe persoană, da? Deci noi va trebui să dăm 7.000 de lei pe an. Ce reprezintă 7.000 din total în buget? Păi reprezintă, de exemplu, 30%. Și atunci când se vor obține acele finanțări, noi venim și vom obține o sumă mai mare, dar și cofinanțăm mai mult. Adică dacă vom lua un proiect de 1.000.000 de euro, să fiți convins că primăria Dărmănești va trebui să cofinanțeze pe măsura sumelor pe care le va primi. De exemplu, Măgireștiu, fiind o localitate mai mică, el va primi mai puțin, dar va și contribui cu o sumă mai mică. Sau Slănicu, sau mai știu ce. Deci, foarte, repet, foarte multe lucruri de schimbat, adică, practic, la momentul ăsta nu putem schimba nimic. Toate aceste hotărâri au fost date de ceilalți colegi și orice ați propune dumneavoastră să modificăm aici, se duce în lanț la toate celelalte primării, trebuie să modifice hotărârile de Consiliu. Întrebări. Deci aveți raportul de specialitate, comisia de specialitate ați dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții din partea noastră, domnul Diaconescu, domnul Balaș, domnul Roman. Am eu două întrebări, dacă îmi permiteți, și o clarificare. Să încep prin versul clarificarea. Puteți să-mi spuneți cât este suma maximă care se poate atrage pe această asă? Nu poate să spune nimeni, pentru că sunt și vă spun o chestie, domnul consilier, să știți că la momentul ăsta, cei care, consultanții care au venit și ne-au dat detalii, ne-au spus așa, în luna august se va lansa ghidul, în luna septembrie nu se întâmplă, în 2018 se va întâmpla, adică discutăm de niște lucruri care vor veni. Noi am avut o problemă cu ghidul de finanțare la școala, la Poș, când acum o lună de zile am aprobat hotărârea de Consiliu, grădinița era cu școala la un loc și nu era nicio problemă, și după 3 zile s-a modificat schimbarea. Și o trebuie să le despărțim. Adică sunt lucruri pe care nu le putem anticipa și se va întâmpla peste nu știu cât timp. Dar cu siguranță vor fi axe deschise. Nu, pentru... Eu cred că acum este deschis o axă pentru așa ceva, pentru unitățile administrative teritoriale, unde suma maximă este 500.000 de euro. Și de asta am crezut că vă gândiți să mergeți pentru... Dar, în fine, mulțumesc. Este pentru spațiul turistic.
Special la momentul ăsta e pe stațiuni turistice, noi nu suntem acolo. Sunt cei care sunt singuri, sunt stațiuni. Poate, da. Da. Întrebuie acum să intrebuie, da. 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 La articolul 13 din statut, toți membrii asociației, cu excepția membrilor de onoare, contribuie la funcționarea asociației prin plata unei cotizații anuale, al cărei cuantum va fi stabilit de adunarea generală. Da. Dacă noi suntem invitați astăzi să votăm statutul și regulamentul, constituirea practică a asociației, când a avut loc adunarea generală care a stabilit cotizația? Da, este o chestie cotizația. Care ține de statut juridic. Acum vreau să-mi spuneți așa, domnule, nu puneți carul înaintea bolilor, că s-ar putea să se întâmple nu știu ce. Am avut discuția asta legat de adunarea generală. Adunarea generală a membrilor fondatori s-a întâlnit de 10 ori până acum, pentru că din acea adunare au făcut parte primarii. N-au fost alții, da? Deci primarii au fost participanți cu aparat de specialitate, cu specialiști, ăia au fost. Și s-a pus problema. Bun, nu punem niciun fel de cotizație și lăsăm la adunarea generală. Dar adunarea generală poate să stabilească fără consiliile locale? Nu poate. De unde știu eu că adunarea generală nu stabilea un leu de cetățean? Și atunci când veneam în Consiliul Local, adunarea generală care, să zic, sunt și alții decât primarii, trebuia să vrea să spună, domnule, e foarte mare această cotizație. Și atunci primarii au discutat și au spus, domnule, ce nevoie avem noi primordiale? Câți bani avem noi nevoie ca să putem să dăm drumul la această asociație să funcționeze și să depună proiect? Și s-a făcut economic un calcul și a zis, domnule, aceste 7 localități înseamnă un numeric cam de atâta, dacă dă fiecare 50 de bani, înseamnă o sumă de. Cu suma asta noi putem face următoarele lucruri, da? Ce câștigăm noi? În primul rând, se va finanța din această cotizație pentru localitățile care nu sunt la momentul ăsta stațiuni turistice, un plan la nivelul fiecărei localități, care inventariază resursele din punct de vedere turistic, da? Altfel trebuia să facem cu banii noștri. Și ne costa mult mai mult dacă făceam noi cu banii noștri. Pentru că noi trebuie, în urma acelei analize, va trebui să fie aprobată o hotărâre de guvern, iar localitatea Dărmănești să facă parte din Planul Național de Dezvoltare Turistică. Și să apară acolo prin hotărâre de guvern, dar, domnule, Dărmăneștiul este primul pas. Poate să acceadă la stațiune turistică de interes local, pentru că resursele pe care le are și cea de noi aici, o califică pentru a deveni stațiune turistică. Dacă nu face această asociație Mompesa și și-a asumat primarea acolo, pentru cele 4 localități care nu sunt stațiuni turistice, din cotizația strânsă să obțină acest plan, trebuie să facem noi, care, v-am spus, repet, costă mult mai mult. Deja a venit la Dărmănești un reprezentant de la Ministerul Turismului, ne-a dat documentația, documentația este la contabilitate, am lucrat un pic pe ea, e destul de stufoasă și destul de scumpă. Adică dacă o facem de capul nostru, da? Sigur că ceilalți colegi primari care sunt stațiuni turistice, Târgu Ocna, Slănicu și cu Moinești, au zis, bă, dar noi din banii noștri plătim studiul la Dărmănești, la Dofteana, la... Da, plătim. Și au trecut în vedere, da? Am fost suficient de clar? Nu. Dar nu vă... Da? Deci, de asta este asociația. Este ceva de necrezut. Sunt invitat să votez constituirea unei asociații care va avea o adunare generală a acționarilor care stabilește cât e cotizația, dar cotizația e deja stabilită. Deci, în adunarea generală, din adunarea generală, fac parte primarii, domnul consilier. Deci, primarii au contribuit, au luat decizia să contribuie cu 300 la stabilirea patrimoniului. Nu a cotizației anuale. Dar, ok, eu sunt mulțumit de răspuns. Și următoarea întrebare care curge din prima, la articolul 25.5, de asta e și prima oară când s-a pus problema constituirii asociației, m-am abținut, pentru că la fel statutul și regulamentul erau foarte subțiri. Există înregistrarea și la fel am spus și atunci. Sunt subțiri. Nu știu de ce s-a retras Consiliul Județean de asta. Deci articolul 25... Consiliul Județean, stați să vă spun un pic. Consiliul Județean a zis așa, domnule, și Consiliul Județean vine în această asociere cu următoarele precizări. Sediul să fie la Bacău,
să aibă angajați nu știu câți de la Bacău, să pune președinte de la Bacău, dar salariul este atâta și în urma analizei ne costa mult mai mult pe noi. Și am zis, domnule, dacă această asociere, această asociație se adresează celor 7 localități, hai să aibă sediul în zona asta. Și haide să punem de aici de la noi. Deci, în urma unei analize economice, pe noi ne costa mult mai mult Consiliul Județean. Consiliul Județean a zis, dacă nu vreți, noi ne retragem. Asta a fost. Am văzut și modul în care au comunicat, printr-un mail total în legătură. Articolul 25.5, atribuțiile adunării generale. Da? 25.5.2. Atribuțiile adunării generale a asociației cu privire la activitatea proprie sunt două puncte și urmează niște articole. Ne zicem direct la H. Și, deci, atribuțiile adunării generale sunt modificarea actului constitutiv și a statutului asociației. Deci, ulterior, AGA poate modifica, fără să întrebe Consiliul Local, actul constitutiv și statutul. Păi nu este aici, cu aprobarea Consiliului Local. Deci, și atunci, de ce eu trebuie să votez acum, dacă el poate ulterior să modifice unul local? Tot ce ține de modificări de statut, de cotizații, de, eu știu ce mai vreți, vor trece prin Consiliul Local. Nu scrie prin toate Consiliul Local. Nu întrebam. Bă, acum eu vă spun o chestie. Nu sunt nici Dumnezeu, nici jurist, nici expertul Pește. Acolo au fost 10 oameni de specialitate la masă. Și au discutat, au fost 5 juriști, care numai asta au făcut. Și au discutat. Credeți-mă, dacă vrei, îți dau numărul de telefon, discută cu ea și... Nu trebuie să-mi dai deci, cine numărul de telefon. Noi am cerut așa, atenție. Repet, deci, noi am cerut așa, orice modificare a statutului sau actului constitutiv să se facă cu aprobarea consiliilor locale. Foarte bun. Deci, foarte bun. Dar numai când apare nimeni scris. Deci, ce se e foarte corect. Total de acord, numai când apare. Dacă citești tot materialul, undeva sigur găsești treaba asta. Pentru că... Deci, undeva sigur este. Eu știu... Nu, da, nu știu că scrie, că nu scrie, dar la acest articol scrie negru cu alb. Modificarea anterioară, punct și virgulă. Deci, aceste consilii locale, aceste consilii locale au putere de plin asupra acestor acte. Nu credeți că vă veți trezi, pentru că banii vin de la Consiliul Local. Nimic nu se face fără Consiliul Local. Orice fel de modificare va trece prin Consiliul Local. Din nou, ați văzut la ADIS, sar de la una la alta. Ați văzut ADIS-ul și ADIB-ul, da? ADIS-ul și ADIB-ul, orice hotărâre face, trebuie aprobată de Consiliul Local. Deci nu, în ADIS și în ADIB nu se votează fără aprobarea Consiliului Local. ADIS-ul și ADIB-ul au văzut că nu pe acest principiu se merge și în, și în această asociere. Da, mulțumesc. Da. Domnul Balaj. Eu am o singură întrebare. Avem un centru de informare turistică, da, în Mănești. Acum avem o persoană abilitată în centru, un director sau nu știu. Nu. Avem un referent, un inspector de specialitate. Da. Și văd că din această consiliu ăsta nu face parte domnul la centru. Știți de ce nu face domnul consilier? Ar fi trebuit să știți. Pentru că este conflict de interes. Ascultați-mă un pic. Ascultați-mă un pic. Am discutat și am studiat foarte bine conflictul de interese. În momentul în care eu vreau ca acest centru să fie vârf de lance la Dărmănești, trebuie să-i dau niște bani. Îi dau niște bani prin asociație, prin asociația asta. Și în momentul ăla vine cineva și spune, stai un pic, cum adică? Păi nu-i conflict de interese? Ascultați-mă că știți foarte bine. Este conflict de interese. El va promova și el va veni. Deci acest centru de informare va solicita la această asociație, am nevoie de... Da? Și el înseamnă că beneficiază de niște, nu știu, ce se va întâmpla acolo. Deci el este un beneficiar și atunci nu putem, de exemplu, nu putem pune funcționari publici din primărie. Este foarte interesant și citiți 161, să vedeți. Există conflict de interes. Da? De asta nu sunt. Ei vor fi beneficiari. Ei vor fi beneficiari și dacă mai aveți întrebări. Domnul Roman. Domnule Demar, înființăm și finanțăm Asociația Orașelor, Asociația Turismului, Asociația Gavoarea Muntelui, sunt de acord cu ele, sunt întru totul și vreau programe de dezvoltare. Am o rugăminte la dumneavoastră, vă rog. Luați măsuri cu acest centru de informare, cu această zonă turistică de Dărmănești. Vine un cetățean săptămâna trecută de ea, cu mașină. Domnul, vreau să vizitez castelul de la Dărmănești, moara la Zaharu și cascada de la Valea Ocru. Domnule, zic, păi nu puteți. Castelul e proprietate privată, n-ai ce să cauți acolo. La cascada la Valea Uzului nu poți intra pe terenul, pe terenul Linu și nu poți intra acolo. Îți mai rămâne moara la Zăparul, care probabil poți o vezi. De ce rugămintea la dumneavoastră?
luați mai asta inițiativa, să luăm un accept de la Liviu, să ne dea acceptul, să treacă omul, turistul, castelul, să dea un accept cumva. Eu sunt turist și vin. Vreau să trec pe baraj. Poți să vă răspund? Poți să vă răspund? Da, să vă spun. Da. Deci vorbeam mai devreme de, acei pași pe care trebuie să-i facem. În momentul în care Primăria Dărmănești va face parte din Planul Național de Dezvoltare Turistică a Localităților și va fi emisă hotărâre de guvern în sensul ăsta, noi am spus acolo că avem niște resurse la Dărmănești din punct de vedere turistic. Aceste obiective amintite de astăzi sunt pe lista de resurse. În momentul ăla, noi putem cere și statul român a dat legislație care oferă drepturile astea ca acelui proprietar de la castel să-i spune, domnule, când vrei dumneata, două ore, o oră pe zi sau sâmbătă sau duminica, să ai porțile deschise ca turiștii să poată să viziteze acel lucru. Cascada Nasolea sau care vreți dumneavoastră, da? Ne vom adresa acestui proprietar de teren și vom spune că face parte din lista acelor obiective, atenție, obiective, și este obligat să ne dea voie. Să zicem, Moara lui Hazaparu. Din păcate, la Moara lui Hazaparu ne putem duce oricând, dar n-avem ce vedea acolo, că este o... Și atunci există posibilitatea ca noi să venim și să... Și va fi o etapă următoare cu resurse la Consiliul Local să reconstituim acel așezământ în așa fel încât să fie pe ordinea de zi. Dar, repet, aceste lucruri, după ce apărem în acel Plan Național de Dezvoltare Turistică, noi am inventariat aceste resurse, sunt și biserici de interes, da? Și acești turiști vor avea accesul legal la ele. Domnul, da? Totuși avem acest centru de 2 ani înființat, am deschis aceste obiective turistice. Este ineficient la momentul ăsta. Deci la acest moment, Centrul Național de Informare Turistică este ineficient. Datorită, în primul rând, datorită faptului că e prost amplasat. Hai să ființe și asociația. Deci, eu dar garantați că un an de zile va fi eficient? Ai mai dat și garantări că un an de zile tot a propus. Haideți să vă spun un lucru. În momentul în care vreți să recoltați ceva, da? Primul lucru, însămânțați. Pregătiți terenul, însămânțați, lucrați la acea cultură și toamna, dacă Dumnezeu a ținut cu noi și a plouat și asta, s-ar putea să și recoltăm ceva. Noi asta facem acum. Noi pregătim terenul peste următorii 2-3 ani de zile. Eu mi-aș dori ca Dărmăneștiul să devină stațiune de interes local în 3-4 ani de zile. Dar fără drum nu vom rezolva. Fără curent electric nu vom rezolva. Fără introducerea acestor străzi nu vom rezolva. Fără acel Plan Național de Dezvoltare Turistică nu vom avea șansă. Fără această asociație nu avem cum. Deci vedeți că sunt niște lucruri care țin. Da? Mai sunt întrebări? Acum avem avizul Comisiei de Specialitate. Și punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul consilier Balaș, domnul consilier Diaconescu, se abține. Da, cu 15 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost votat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea domeniului tehnico-documentației tehnico-economice fața SFR a indicatorilor tehnico-economice a devenitului general pentru proiectul lucrări de construcții a infrastructurii, revenire și protecție potriva inundațiilor pe părâul Dărmănești, cu orașul Dărmănești de Subacău. Inițiatorul, domnul primar, vă rog. Să dăm un pic sumele, să le am. Nu, atenție. Deci vorbim de documentația tehnico-economică, da? Faza studiului de fezabilitate. Da? Deci vorbim de părâul Dărmănești, da? Și pentru fiecare proiect noi avem niște etape. Astăzi suntem în momentul în care aprobăm studiul de fezabilitate și indicatori. Adică noi știm exact ce valoare va avea acea lucrare, da? Cât ne costă, cât obținem finanțare prin proiectul GAL și care este contribuția noastră. Inițial, din studiul de fezabilitate, a rezultat o investiție de 950.000 de lei, parcă, da? Pentru reabilitarea părului Dărmănești. Din discuțiile avute cu cei de la GAL, noi primim 120.000 de euro, ceea ce înseamnă 5.400.000. Deci noi mai trebuia să punem încă 4 miliarde. La momentul de față, bugetul local nu ne permite o investiție de 4 miliarde în părul Dărmănești, pentru că avem mai multe
proiecte în derulare și nu avem acei bani. Ați văzut că avem 20-30%, nu știu cât e gradul de încasare. Și atunci am solicitat proiectantului să vină cu o soluție care să, eu știu, rezolve și problema lungimii întregului râu, discutăm de 800 de metri în aval de drumul național, deci de la pod, de la Dărmăneasca la Munte, și să fie acea soluție și acoperitoare financiar din punctul nostru de vedere. Pentru că totul se vârte în jurul banilor, am întrebat care este resursa maximă pe care noi putem să o alocăm, noi din bugetul local, pe lângă banii primiți de la GAP. Și după toate previziunile și condițiile în care vom încasa aceste sume, putem cofinanța 1.600.000.000. Deci în condițiile în care noi vom încasa bani. Adică pe lângă 5.400.000.000 pe care noi îi vom lua de la GAL, mai punem 1.600.000.000 și ne ducem la 700.000 de RON. De asta ați văzut dumneavoastră în acest deviz suma de 700.000.000.26.40, dar de 7.026.000.000. Ei, acum, vedeți că la articolul 1 aprobăm documentația tehnico-economică, articolul 2 indicatorii tehnico-economici și devizul general, la articolul 3 valoarea totală a investiției care e 700.000.000, la 4 contribuția proprie în proiect, ce venim noi. Și aici regăsim suma aia de 160.000 pe care eu o aminteam. Vreau să vă spun că termenul este strâns și am făcut presiuni foarte mari pe firma care a făcut acest studiu de fezabilitate să ne încadrăm în termen. Astăzi aprobăm și săptămâna viitoare depunem proiectul pe GAL în prima sesiune. E un calendar foarte strâns. Ne mai gândim, ne mai scărtinăm, pierdem prima etapă și așteptăm când Dumnezeu mai fi următoarea etapă. De asta am făcut presiuni și Alina știe, am lucrat sub presiune zilele astea și... Alina, de la stea, că aici valoarea totală a investiției... N-am știut o vine, nu da. Știu. Vreau să vă spun că vine, atunci când a trimis mapa și dumneavoastră ați cerut cu 5 zile înainte și e legal ce ați cerut, ne-a venit acel... Da, și ne-a venit acel studiu cu 9 miliarde. Și ori noi trimițăm la mapă 9 miliarde, n-avem din ce să plătim și intram în altă vie. Și am întors documentația înapoi și am spus că maxim 700.000 putem susține, da? Și sigur ne-a venit luni sau când ne-a venit aia. Întrebări dacă aveți. 7 miliarde. Adică noi punem 1.600.000.000 și 5.400.000.000 primim de la... Da. Da. Comisia Bugete Finanțe și-a dat și urbanic și-a dat aviz favorabil. Dacă mai sunt discuții, se putea mai ajuns în proiect. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate, proiectul a fost votat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectiv de investiție, modernizare sistemului de iluminat public stradal în orașul Dărmănești, de sub Bacău, inițiatorul proiectului, domnul primar, vă rog, domnul primar. Da, am, într-o ședință anterioară, am aprobat participarea orașului Dărmănești la un proiect cu finanțare prin PNDD, pentru modernizarea sistemului de iluminat. Și atunci noi am aprobat niște indicatori și am depus la PNDL. Sigur că nu avem un răspuns din partea Ministerului de Resort legat de aprobarea finanțării. În schimb, am fost contactați de la Minister și mi s-a cerut, în termen foarte scurt, să depunem proiectul, mai bine zis, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, devizul general și contribuția primăriei. Se pare, mi s-a, așa pe canale neoficiale, mi s-a spus că în 2 luni maxim putem face și proiectul tehnic. Adică există un semnal că am putea obține finanțare pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Sigur că nu stăm, pentru că acolo iar sunt niște termene și cei care ne punctează acolo și punctează în general proiectele, primul venit, primul servit. Am propus acest proiect de hotărâre ca să știm foarte clar pe ce ne așezăm. Valoarea proiectului 2.560.000 de RON, 25 de miliarde, iar noi ar trebui să contribuim în proiect cu 44.000, inclusiv TVA. Deci 440 de milioane de lei și obținem
25 de miliarde, da? Întrebări dacă aveți? În primul rând, orașul Dărmănești, pentru că va avea un iluminat modern și ce s-a propus acolo în proiect, sigur, e de ultimă generație. Nu știu dacă va fi atât de fericit cel care prinde lucrarea, trebuie să facă de calitate. Dacă nu face de calitate, da, mă rog. Deci avem avizul favorabil al Comisiei Bugete Finanțe și Urbanism, dacă mai sunt discuții pe ceva acestui hotărâre. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, în unanimitate, proiectul nu a fost aprobat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF, a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general pentru proiectul amenajare spațiu verde, tip SCOAR, oraș Dărmănești. E vorba de parcul din fața primăriei. Și acest proiect a fost respins pe motiv că suprafața construită pe acel parc depășește 10%. Și în realitate avea 13% suprafață ocupată. Acum, unde a apărut neclaritatea? Proiectantul a folosit pentru o alee favele ecologice, care sunt pavele cu găuri. E la modă și în analiza proiectantului a luat în calcul o pavea de aia, deși are, de exemplu, 10 cm pătrați, fiind jumătate goală, a luat în calcul suprafața efectiv ocupată. Adică 5 cm pătrați. Ce înseamnă asta? Alea noastră avea 100 de metri lungime și lățime de cât avea 1,5 m. Și ținând cont de suprafața ocupată, rezultat și cu ce mai aveam noi acolo 13%, după calculul proiectantului era sub 10%. Nu s-a ținut cont de acele goluri, care pavelele erau cu goluri. Bun, a fost o întreagă discuție. Nu, paveaua avea goluri lungi și creștea iar. Avea cum e cărămida aia cu goluri. Și noi am contestat la ADR Nord-Est, ni s-a acceptat contestația la minister și ministerul ne-a zis, zice, bun, dar mai e o axă deschisă. De ce să aveți voi probleme? Corectați proiectul cu procentul de ocupare sub 10% și îl redepuneți, că este o altă axă deschisă acum. Indicatorii nu s-au modificat. Am modificat suprafața aleei și am scos groapa de nisip. Că, așa vor unii, nu mai avem groapă de nisip în proiectul ăsta și aleea cred că e mai scurtă. Adică ne încadrăm sub 10%. Și cu banii aia care ne-au rămas de la aleie și de la groapa de nisip, cred că am pus Wi-Fi sau nu știu ce a pus în parcul respectiv. Da? Și redepunem, am luat toată procedura din nou și redepunem proiectul săptămâna viitoare pentru finanțare pe port, suntem, da? Da, deci asta este. Și avem aici sumele, deci sumele nu s-au modificat. Valoarea proiectului 13.240.000, contribuția proprie 23.400, adică 234 de milioane vechi, plus valoarea plus cu o finanțare de 2%. Deci astea sunt, din păcate, după o muncă din asta titanică cu un proiect, constatăm că unii dau corea și spun că nu trebuie groapa aia de nisip. Dacă vom fi întrebați și rezolvăm acest parc de cei care vin cu copiii acolo, de ce nu-i groapă de nisip, o să spunem că inițial am prins-o și n-au respins ăștia proiect. Deci am ajuns, trăim într-o țară care... Dacă Comisia Bugete Finanțe și Comisia Urbanism la Statii Favorabil, dacă se discută pe... Dar acest nu putea să renunțe la cele aparate... Domnul consilier, vreau frumos, dacă tu vă încerc să spuneți. Vreau să vorbesc. Păi nu m-ați întrebat. Păi nu, dar poate că n-aș mai întrebat așa. Erau și alte. Să vrei, domnul președinte. Da, mulțumesc, vă la fărșul. Am să răspund, vă răspund, consilier. Aparatele fitness... Lăsam groapa de nisip. Păi, tocmai asta v-am spus, că acea groapă de nisip avea statut de construcție și ocupa terenul. Aparatul fitness nu. Deci nu punem ce vrem noi, punem ce ni se... Da. Da? Foarte bună. Noi, cum da. 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 Cine este pe... Da. Împotrivă? Se abține cineva? Puteți împotrivă, doamna Cusiriu? Cine? Era ceva bună indicată, că l-am întrebat împotrivă. Eu? Sau cine? Nu am realizat ce. Dar nu e nimeni, deci cu comunitatea. Și atât să vă duce votul în proiectul de hotărâre privind
Eu v-aș ruga, dacă se poate, să urgentăm un pic, că au venit cei de la cadastru pe etapa a doua și mă așteaptă de oră să discutăm de etapa a doua de cadastru. Nu e domnul viceprimar și doamna secretară. Adică să înțeleg că nu mă invitezi pe mine și vreți să fac. Nu, dar forțăm un pic, forțăm un pic nota și, da? Părinte, vă trebuie aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a deviziului general pentru proiectul creșterea eficienței energetice a obiectivului Școala Vapoș din cartierul Vapoș, orașul județul Bacău. Inițiatorul proiectului domnul primar, vă rog, domnule primar. Am să vă, și am să mai stau eu câteva minute aici ca să vă explic că m-am implicat direct în aceste proiecte și le cunosc. Știți că noi am aprobat într-o ședință anterioară participarea orașului Dărmănești la trei proiecte de reabilitare termică. Vorbesc de proiecte care, sau construcții, clădiri mobile care aparțin domeniului public, instituțiilor publice. Este vorba de școala Lapoș și acum avem indicatorii, adică știm exact cât ne costă, cu ce venim noi. Sigur că am aprobat mai devreme acel proiect de hotărâre cu modificarea anexei, da? În care am despărțit școala de grădiniță. Tocmai ca să fie eligibil acest proiect. Acea anexă de la hotărârea anterioară face legătură cu punctul 6. Aveți, n-am să reiau sume și ce e aici, aveți foarte clar sumele, ce înseamnă, care este cofinanțarea noastră. Avem acolo 2%, deci aceste proiecte sunt cu cofinanțare 2%. Da? Vorbim de școala Lapoș, Căminul Cultural Lapoș și centrul... Da. Dacă aveți întrebări, vă rog. Da, Comisia Buget Finanțe Coalizie va vedea favorabil. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva la finalitate pe Ioan. Nu, pe trei. Ce scuze? Nu, pe fiecare parte. Pe fiecare. Domnul Petre, nu am înțeles. Va abține, scuze de ori consiliere. 16 voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general pentru proiectul creșterii eficienței energetice, obiectivului pavilionului de corp C5, din strada Tribunalului numărul 7, orașul Rămâne de Bacău. Indicatorul domnul primar, vă rog, este, face parte din calupul de trei proiecte pe reabilitare termică. Pavilionul C5 este vorba de acea clădire în care astăzi își desfășoară activitatea doamna doctor Lascăr și cu doamna doctor Milea. Este o clădire care arată jalnic și îmi pare rău că a ajuns patrimoniul primăriei, să zic, în starea asta atât de jalnică. Știți, acoperit cu praf. Avem nevoie de consolidări, subsidii și așa mai departe. Ei, resursa financiară noastră e limitată, nu putem din banii primăriei, posibil local, să facem singuri. Vedeți că valoarea proiectului este destul de mare, da? 12 miliarde am avea nevoie să facem clădirea aia funcțională și noi venim cu 2% plus ce avem cheltuieli eligibile, 2 miliarde 530, deci noi punem 2 miliarde 700, 800 și mai rămân încă 10 miliarde. Întrebări dacă aveți? Mai departe, să puneți acolo. Cine este pentru? Împotrivă? De acest ceva? Proiectul o trebuie de aprobarea și atunci vă să votăm pentru că proiectul a fost aprobat. Proiectul o trebuie de aprobarea. Aprobat de Comisia Tehnico-Economice, faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a deviziului general pentru proiectul creșterea eficienței energetice a structurii Căminul Cultural Lapoș din cartierul Lapoș, orașul Dărmănești. Aceeași poveste, da? Spuneți la vot. Cine este pentru? Tot ce din Lapoș. Împotrivă, se abține cineva? Da. 16 voturi pentru și o abținere. Trebuia să vă abține. Domnul Apetre se abține. Proiect de hotărâre privind depunerea spre finanțarea proiectului Amenajez spațiul verde din Scoar, orașul Dărmănești. Bun. Punctul 19 a fost introdus pe ordinea de zi astăzi. Noi am aprobat indicatorii, da?
Și pentru că inițial a fost respins, noi ne foloseam de hotărârea veche care am dat inițial. Am fost de comun acord ca să aprobăm și acest proiect, să nu... e vorba de spuharul de parte din fața primului. Dar am aprobat de vreme indicatorii și participarea la proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate proiectul aprobat. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 45 din 19.2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în consiliile de administrare unităților din învățământ preuniversitate de la Dorastie Bărmănești. Inițiatorul domnul Chimar. Da, am să vă spun pe scurt. Domnul consilier Diaconescu a făcut parte până recent din Consiliul de Administrație a școlii numărul 2. Dumnealui și-a manifestat dorința de a ieși din acest consiliu și a dat demisia. Este un, mă rog, un act care ține de punctul de vedere a dumnealui. Noi va trebui să delegăm astăzi un nou reprezentant. Acest punct noi l-am stabilit la început pe PNL-ul, da? Tonică Milea, vrei? Consiliul de administrație. Ce facem aici, consilieri, suntem pe partide? Nu, dar am stabilit atunci niște reguli și... Deci, doamnă profesoară... Deci primul cuvânt îl ai tu. Da? Vrei să fii în Consiliul de administrație? Da? Faceți o propunere. Vă rog, domnul. Vă rog să facă parte, domnul... Cine? Nu vreau. Nu vreau. Nu vreau. Domnul Tonică. Recunoaștere. Vrei să nu vrei? Asta. Hai, domnul. De acord. Domnul profesor. Atenție. Doamna profesor. Doamna profesor. Aș vrea să vă dau citire cine, care din consilieri sunt deja în condiții. Ca să putem să... Deci, avem așa, Tarseul Tehnologic, avem de doamna Michitelu Fotița și domnul Buzacu, nu mai este Buzacu. Domnul Codreanu. La școala Plopu, doamna Cicodin și cu domnul Roman. La școala gimnazială numărul 2, doamna Stoica cu domnul Diaconescu, care nu mai dorește. Și la școala gimnazială numărul 3, domnul Paierele Cospin. O propunere repede, haideți. Eu, în primul rând, hai să începem cu profesorii. Domnul Moise, care o propune. Moise, tu faci parte dintr-un consiliu? Nu. Și profesor. Da? Și ești profesor. Hai. Școala, școala 2. Cine este pentru domnul Moise? Asta este întrebări, ești de acord? Da, e de acord. Dar nu poți. Îl întrebăm cu ce lucrează. Da. Facem un fel următor. Facem o pauză. Nu, două minute și plec eu și băiat faceți pauză. Vreau la diverse să vă aduc la conștiință două lucruri care sunt de importanță, după care eu o să mă retrag să rezolv problema cu cei de la cadastru. Dumneavoastră puteți lua o pauză și facem diversele mai mici. Două lucruri importante. Am avut în câteva ședințe anterioare discuții legate de sportul bermăneștean. Și unii dintre dumneavoastră m-ați acuzat că n-aș fi susținător, că nu aș vrea, că nu finanțăm diverse povești. Unii mi-a spus în față, cei mai mulți de după părți, că e mai elegant așa. Sigur că eu nu am abandonat ideea și niciodată m-am gândit la o soluție care ar scoate din analiză sportul bermăneștean. Și am căutat în permanență soluții pentru a găsi un teren de sport care să poată să satisfacă cerințele pe care astăzi le au acești copii. Și toate analizele au dus spre concluzia că cea mai bună achiziție ar fi să cumpere primăria Bermănești postul teren de la baza de la stadionul, da? Și așa poate mi se pare că jucăm în filme cu... da, am avut o discuție cu administratorul sau directorul executiv a SCT Gata, care este și proprietara acestui bun. Acolo există o suprafață de teren care totalizează
33.000 de metri pătrați, adică vreo 3 hectare și ceva, și am aici o suprafață construită de 345 de metri. Deci, spune așa, o fregata ne-a trimis o adresă din care reiese. Vă aduc la cunoștință, scoaterea spre vânzare a bazei sportive, deci societatea intenționează să vândă acest imobil și s-a adresat și nouă dacă suntem interesați. Din strada stadionului, suprafață de 33.149 m, formată din teren de fotbal cu pistă pentru atletism, omologat de Federația Română de Fotbal. Adică acest teren este omologat în lucru foarte important. Teren de tenis de câmp, o clădire în suprafață de 345 de metri, care are în componență două vestiare, fiecare cu grup sanitar, sală de sport cu grup sanitar, două cabine de saună, magazie pentru materiale, sală de protocol. O centrală termică pe lene de 80 de kW pentru încălzire și apă caldă. Menționăm că această clădire a fost reabilitată de curând cu tuplărie termopan, gresie, faianță, instalație de încălzire și sanitară și izolație exterioară. Menționăm de asemenea că baza sportivă este racordată la energie electrică, gaze naturale și la rețeaua de apă potabilă a orașului. Scoatem la vânzare această proprietate, deoarece SC Fregata Olimpic SRL nu deține fondurile necesare pentru modernizarea bazei sportive și susținerea practicării sportului de către tinerii din Dărmănești. Considerăm că este o oportunitate pentru orașul Dărmănești, prin Consiliul Local, de a atrage fonduri de la Uniunea Europeană în vederea dezvoltării activității sportive în orașul nostru. Aici omul vine și ne face și o așa, analiză financiară, să vedem cam unde ne plasăm noi. Prima discuție avută legat de acest obiectiv ne ducea într-o sferă financiară mare și nu ne puteam noi permite să facem treaba asta. Adică costurile erau suficient de mari și la bugetul pe care îl avem și la resursa financiară pe care noi o avem astăzi, sigur, era imposibil de atins acest obiectiv. Luându-o ca o prioritate pentru sportul dărmăneștean și mi se pare normal, așa cum vă spuneam mai devreme, sau în alte ședințe, că un oraș sănătos trebuie să aibă sănătate, sport, drumuri și ce mai avem, nu am abandonat ideea și am avut o a doua rundă de discuții vis-a-vis, de negocieri vis-a-vis de această sumă, de referință, atenție, pentru că noi vom intra într-o procedură, dacă dumneavoastră dați acordul de principiu, vom intra într-o procedură de evaluare și așa mai departe. Dar am spus, n-are voie să discutăm de niște lucruri dacă nu avem cât de cât o bază de referință. Și directorul executiv de la Fregata a venit și cu o propunere ceva mai apropiată de realitate, în sensul că societatea comercială Fregata Impex, cu sediu în orașul Dărmănești, starea cadră atunci, aduce la cunoștință scoaterea spre vânzarea bazei sportive, din nou se repetă, cu suprafețele. Valoarea de vânzare este... Hai. Aveți emoție, nu? Nu. 440.000 de lei, adică 4.400.000, este o, inițial era mult mai mare, adică 4.400.000, Fregata vinde cele 3,3 hectare și cât aveți noi acolo. Mai spune ceva în urma acelor discuții că menționăm că Fregata Olimpic SRL Dărmănești vine și cu oferta concesionării bazei sportive. Nu ne interesează, nu vrem să concesionăm, să devenim chiriași acolo. Adică dacă luăm, devenim proprietari, facem o investiție, depunem un proiect pe fonduri europene, dar revedem, nu umblăm cu. În compensare cu valoarea anuală a impozitului. Asta n-am fost de acord, domnule, plătați, plătești, noi le vedem. Pe care îl datorează firma care nu știu ce. Și mai aveam eu ceva aici. Deci vedeți ce ne mai spune Fregata. Posibilitatea achitării celor 440.000 de lei cu tot, cu TVA, am fost foarte precis aici, posibilitatea achitării în rate până la sfârșitul anului 2018. Adică este o oportunitate și vreau să o analizați cu foarte mare atenție, pentru că eu consider că este o investiție oportună pentru Consiliul Local. Este o investiție care rezolvă problema sportului. Avem și teren de tenis și teren de fotbal. 440.000 nu este o sumă pe care să ne dezechilibreze, pe care nu avem la momentul ăsta și care va trebui să discutăm dacă o eșalonăm, dăm o rată anul ăsta, mai luăm anul viitor. Aș vrea ca în ședința viitoare să venim cu un acord de principiu
să supunem la vot un acord de principiu, o intenție de cumpărare, să dăm drumul la acea evaluare, exact ca din evaluare să mai scadă ceva, dăm drumul la acea evaluare, da, să vedem după ce avem acea evaluare, pentru că omul a zis clar, eu am discutat 440.000, bun, mai mult de atât nu poate fi, eu știu, poate mai scade ceva, și să venim cu completarea listei de investiții pe anul 2017 și să vedem o rectificare de buget, măcar, eu știu, să avem un miliard anul ăsta să putem achita și să vedem cum ne... Deci ăsta este primul punct pe ordinea diversă. Dacă mă... Dacă mă... Este acolo avea 120.000 sau știu câte. Păi atunci unde vine 340 minus 120? Nu. Vom face în felul următor. În momentul în care vom ajunge la vânzare, va trebui fregata să ne aducă un certificat fiscal. Că e pe zero, adică el ne plătește 120.000. Dacă îmi permiteți, pentru că într-o zi a fost personal acest stadion de fotbal și m-am uitat acolo. Baza sportivă de la Târmărești, care știți, care a fost pe acel stadion, are foarte mult loc care poate fi folosit în alte scopuri. El poate fi parcelat, poate fi făcute trasele alea care le faceți noastră pe la Sfântul. Se pot face și acolo, poate fi făcut un bazin de lunot acolo. Aia, baza sportivă. Baza sportivă ea se referă la terenul de fotbal. Există un altul pentru un... Foarte mult mai foarte mult. Eu cred că să ne mai convinge aici, toată lumea. Nu, dar nu știu, poate mulți care nu au fost, da. Și e dreptul de mulți. Haideți să ne auzim că nu au. Și să nu uităm, că UG, nu știu care UG l-au dat Guvernul României, care aproape obligă primările cu 5% din buget. Da, ce trebuie să înțelegem, asta nu le mulțăm la alt obiectiv în favoarea răstuia, da? Acea bază de ce am spus noi, centru medical, rămâne, atenție, pentru că sănătatea este pe primul loc și activitatea sportivă ține de sănătate. Nu înseamnă că renunțăm la nu știu ce, da? Noi acolo strângem bani, facem tot ce înseamnă procedură legală și pentru centrul ăla medical, dar mi se pare oportună investiția asta. Sigur, da? Sigur. Ne vom jura tineri dacă nu luăm partea asta sportivă. Vedeți că... Domnul Roman, trebuie să niște bani. Dacă faci... Vreau să vă mai spun, ședința următoare vom avea pe ordinea de zi și acordul de principiu. Dar poate facem o experiență. Bravo, domnul primar, dacă mai negociați și cu clubul, să știți că sunteți pe drumul celor. Bine, haideți să vă mai spun ceva, domnul consilier, mă dă cu crema acum. Eu, așa sunt, sunt eu din familia mea și din cei din Lahoș au câteva principii sănătoase la bază. În primul rând, la noi nu se înstrăinează proprietățile. Pentru că noi am venit din Ardeal, sau cei din Lahoș au venit din Ardeal, una din dorințele lor a fost să nu înstrăineze proprietățile. Și vreau să vă spun că se lasă, nu se mai respectă chiar așa, dar se lasă cu limbă de moarte. Copiilor, părinții spun, bă, să nu bineți terenurile pe care le-am dat. Deci, mergând pe acest principiu, eu îmi doresc ca la această primărie să acumulăm niște, eu știu, proprietăți de genul ăsta, care sunt utile comunități. Cu un teren de sport, clar. Deci, intrăm pe discuții. Mai am a doua problemă pe care vreau să vă spun și o să fug eu, da? Aveam multe dosare să vă povestesc, dar există o solicitare și chiar aș vrea să fiți foarte atenți și să fiți pozitivi la această solicitare. Republica Moldova are, de când a ajuns președinte acel, să zic, cetățean care are inclinații pro-ruse, are o deschidere, o parte din localitățile din Republica, o deschidere mai mare spre România, spre partea noastră. Și am avut o discuție la nivel de au fost prezenți reprezentanții Guvernului României, miniștri la acea întâlnire, la care am participat și eu, și cu președintele raionului Cahul și cu o delegație de primari din zona Cahul, primării care sunt 90% ocupate de români, da, dorința de a se împărți cu localități din România. Și am avut
Am avut acolo o discuție foarte clară, adică ei ne-au ales, nu noi, cu primarul comunei Pleșeni. Comuna Pleșeni ne-a dat toate datele, ne-au studiat, ne-au văzut, ne cunosc multe date despre noi și și-ar dori să se înfrățească cu comunitatea dărmăneșteană. Această înfrățire nu ar însemna eforturi financiare din partea noastră, ci mai mult cultural, mai mult, să zic așa, economic, în primul rând. Economic, da? Deci nu avem noi niște responsabilități financiare. Oamenii vor să învețe din experiența noastră, noi suntem un pic mai în față legat de accesări de fonduri europene, da? Deci la momentul ăsta, acea comunitate are vreo 4.000 de locuitori. Există o comunitate, din ce am înțeles, destul de mare de moldoveni care s-au refugiat în al doilea război mondial din România, s-au refugiat acolo. Bun. Ca și procedură, eu știu, noi trebuie să luăm un aviz de la Ministerul de Externe. La fel, luna viitoare mi-aș propune să avem pe ordinea de zi și vă propun acest acord de înfrățire între orașul Dărmănești și Comuna Pleșeni. Am aici dosarul cu toate datele Comunei Pleșeni. La noi e foarte complicată procedura, că trebuie să luăm aviz la Ministerul de Externe. La ei e foarte simplu. Deci noi, dacă i-am spus da, am trecut, ei se spune asta. Aș vrea să vă mai spun că vom avea, în ideea în care parcurgem acest calendar, vom avea o ședință comună și vom invita la noi Consiliul Local și au ei acolo cu primar. Și ne vom duce și noi la ei, da? Există fabrica Imperial, este una din principalele fabrici de vinuri din Republica Moldova. Ei la ei, în comunitate acolo și... În schimb, ce aș vrea eu să facem anul ăsta, în ideea în care noi ne frățim, mi-aș dori ca un număr de elevi din comunitatea lor, din comuna lor, să vină în Dărmănești, dar cu, de exemplu, nu știu, 20 de elevi. Eu, să zic, am un băiat de 11 ani, o fetiță de 14 ani. Dom'le, iau un băiat la mine, două săptămâni sau o fetiță, da? Și cred că vom găsi 20 de familii din Dărmănești care să accepte treaba asta, plus acțiuni comune. Mergem, punem un probuz la dispoziție, îi plimbăm pe acolo. Adică o primă plus fond de carte ce mai avem noi, plus alte vidate. Cu permisiunea noastră. Vă retrageți mai referiți la diverse sau... Deci dacă considerați că prezența mea e utilă, vin. Păi da, diverse. Dacă nu rămâne domnul Consiliu, ce primar, da, diverse. Problema 10 minute de discut cu cei de la 10 minute de discut cu cei de la pauză, domnul Consiliu. Să faceți o întâlnire cu antreprenorii din Dărmănești. Așa cum sunt ei, da. Mulți, puțini, buni, răi, sunt totuși cei care susțin economic această localitate. Și vreme de un an de zile, nu i-a întrebat nimeni de concept. Cred că, și mă leg de înfrățirea cu... Trebuie să creăm o asociație, să luăm exemplu celor din Ardeală, tot dau exemplu ăsta, dar e exemplu de urmat. O asociație a antreprenorilor din Dărmănești. Ca să putem promova produsele din Dărmănești. În orașele înfrățite, în localitățile înfrățite, când mai mergeți dumneavoastră la minister, deci face relația asta cu Republica Moldova, pe ordinea de zi, că eu am un calendar, o întâlnire este cu oamenii de afaceri, de acolo și de aici, da, pe spețe, pe ce avem noi. Și mai mult decât atât, săptămâna viitoare, voi face o vizită la Ambasada Israelului în România, pe concret pe potențiale colaborări pe dezvoltarea locurilor de muncă. Se pare că am mai pus niște demersuri că există niște oameni de afaceri din Israel care sunt interesați de noi. Acum trebuie să vedem exact ce vor și ce înseamnă treaba asta. Unul dintre ei, vă mai dau așa din casă, unul dintre ei este interesat să cumpere terenul de la Rafinăria Dărmănești. Rafinăria Dărmănești, terenul ăla ce a rămas acolo, el este interesat de 36 de hectare pe care vrea să facă niște instalații care produc agent termic și energie electrică pentru dezvoltarea de serii.
pe terenul respectiv. El este un mare producător de legume, da? Exportă în Europa. Omul spune că business-ul lui ar avea undeva nevoie de 300 de oameni. Acum să vedem concret despre ce este vorba. Nu avem concret niște instalații pe terenul respectiv, niște instalații care produc energie și agentul termic să încălzească semne. Acolo curaj și semne. Înscrieți-vă la YouTube, 5 minute. 5 minute.